Bună seara și bine ați revenit la Flux. Vă spunem asta după un an și opt luni de așteptare. Câți dintre voi sunteți pentru prima dată la un eveniment flux? Mâna sus, vă rog. Wow! Bine ați venit! Nu știu exact ce v-a adus în seara asta aici și de ce ați ales să vă petreceți o duminică seara meditând la problema fricii de moarte, dar ne bucurăm foarte mult că ați venit. Am ales obiectul de azi, care era planificat pentru un alt val, văzând cum rata anxietății cu privire la majoritatea problemelor legate de viață a crescut la nivel global. Ne-am întrebat care sunt lucrurile care provoacă, de fapt, anxietate. Și de, de ce se tem oamenii cel mai mult, în era asta COVID? Desigur, în cazul românilor, pe primul loc ar fi teama de a nu ajunge în spital. Teamă care e pe deplin justificată. Dar la baza acestei pandemii de anxietate, pare că în fond, cel, cele mai des întâlnite frici ale omului sunt frica de moarte, teama de a nu muri, zicem noi, mai devreme decât ar trebui, și sau teama de a nu cauza moartea celor vulnerabili de lângă noi. Cred că, din multe puncte de vedere, generația noastră este foarte privilegiată. Progresul tehnologic și din lumea medicală ne-au sporit confortul. Și nu mai murim așa de mulți, așa de vreme în viață. S-a reușit eradicarea multor boli și afecțiuni, care mai de mult nimiceau procente semnificative din populație. Din punct de vedere social, am reușit să ne distanțăm oarecum de moarte, de cei bolnavi, în vârstă, aflați în pragul morții. Avem centre pentru vârstnici, avem îngrijire paliativă, părinții noștri se ocupă de bunici în vârstă. Pentru mulți dintre noi, moartea este sau era mai mult un concept abstract, care nu deranjează și care nu ocupă timp și spațiu în viața aglomerată și dinamică a tinerilor. Situată undeva la periferia vieții, e ceva ce se va întâmpla cândva, într-un viitor îndepărtat, după o bătrânețe fericită, care abund în sănătate. Dar iată cum perioadele de criză readuc în prim plan lucrurile fundamentale, lucrurile cu adevărat importante referitoare la viață și referitoare la moarte. Lucruri care sunt lăsate cumva la periferie atunci când lucrurile merg lin. Ce ne dorim noi pentru seara asta foarte mult este să găsiți răspunsuri la frământările voastre, pentru că dacă sunteți aici, sunteți aici cu un motiv. Dar mai mult de atât, fiindcă avem de-a face cu o temă atât de sensibilă și de personală, poate pentru unii înfricoșătoare, ne dorim să găsiți nădejde și încurajare. Și în acest demers ne va însoți invitatul nostru din această seară unul dintre cei mai îndrăgiți profesori de la Catedra de Psihologie din cadrul Universității babeș din Cluj. Este genul de profesor dedicat și înzestrat, pentru care te trezești lunea dimineața la ora 7, dacă trebuie să mergi la cursuri, pentru că știi că te vei îmbogăți nu doar din punct de vedere informațional. Și iată că e și genul de profesor pentru care vii într-o seară de duminică, în pandemie, să-l auzi vorbind despre frica de moarte. Domnule profesor Adiopre, vă mulțumim foarte frumos că ați acceptat invitația noastră și că, în sfârșit, sunteți cu noi. Vă rog frumos. Vreau să fie mult mai timpurii această întâlnire, într-un alt calendar, așa cum spunea Dora, într-un alt val sau între valuri dar nu am reușit. E destul de delicat atunci când prezarea de început este așa apologetică, că se ridică standardele și îți dă anxietăți. Și pentru că vorbi de anxietăți în sensul larg al la accepțiunii astăzi, probabil va fi acest context. Nu mă refer la a induce anxietăți, dar setarea mentală probabil este uneori prea înaltă. Ce vreau să fac această seară și -am să mă întind foarte mult, sper, deși eu sunt vorbăreț de felul meu, și va trebui din când în când să primesc cartonașe. Eu încerc o lectură prioritar, nu exclusivă. O lectură prioritar psihologică a ceea ce înseamnă frica de moarte. Și nu ascund faptul că am încercat cât am putut să anticipez, adică să fac o imagine a priori vis-a-vis de publicul, de audiență. Nu le-a fost simplu nici colegilor, le-am întrebat pot estima un interval de vârstă din experiențele anterioare, dar nu neapărat specificitatea dumneavoastră. Pentru că, cu siguranță, este o altă eterogenitate în sală. Și nu este un lucru simplu atunci când vii cu o temă pe care vrei să o abordezi serios, științific, plecând de la premisa că vii din lumea academică, dar același timp asumând riscul că limbajul tău, lexicul tău, probabil nu va fi cel mai adecvat. Nu în sensul că dumneavoastră nu aveți pregătirea adecvată, dar nu aveți tehnicitatea lui. Așa cum și eu participând în la alte întâlniri, unde lexicul presupune tehnicitate, am dificultăți. De aceea, fără nicio supărare, dacă cumva îmi scapă expresii, referiri pompoase, cum ar spune Ardeleanu, puteți să semelați sau să-mi reclamați o explicitare, pentru că rostul întâlnirii noastre nu este acela, ce puțin cred eu, de a epata, de a convinge că poți spune ceva. Poate că spun multe truisme, Rostul întâi noastră, îl văd mai degrabă, chiar dacă are o prefață mai lungă aceasta de, pre de, de prezentare, mai degrabă de o provocare la dialog. De a ne limpezi cât putem din ceea ce înseamnă această temă, fără a emite eu pretenția că vom ajunge la o finalitate, la o limpezire uh, completă, este nerealist. Trei părți are întâi noastră. <coughs> Două sunt în lăuntru acestei prezentări pe care eu o asum și a treia este cea de întrebări și discuții, într-o primă parte pentru că, Chiar aș vrea să mă asigur că avem cât de cât mărat, nu știu cum să stau, că, pentru că e destul de... O să mișc așa ca un girofar din când în când. Uh, pentru că anticipez că e nevoie într-un început de o bază comună de dialog, dați-mi voie să nu intru direct în problematica frice de moarte înainte de a spune câteva lucruri despre frici despre anxietăți, chiar dacă înțeleg că au fost anumite grupuri implicate în dezbateri pe tema aceasta, pentru a mă asigura că, virgulă, conceptele care le voi folosi sunt accesibile nouă tuturor și putem avea dialog la, la final. În partea a doua voi intra, desigur, în ceea ce înseamnă frica de moarte, într-o lectură, iarăși spun, prioritar, nu exclusiv, uh, psihologică și, în final, uh, va fi această sesiune de de întrebări și discuții. Bun, despre frică și anxietate. Eu m-am gândit să fac așa, chiar dacă nu avem șansa de la început unui dialog, să fiu eu cel ce pun anumite întrebări, de exemplu, intuitive, sper, ca și când le-a spune și eu să încerc apoi a le răspunde acestor întrebări. Câteva așa, de bază. Ce este frica? Sau ce este anxietate? Sigur, ați putea spune că e prea simplă întrebarea pentru a merita efortul de a o ridica. Și eu vreau să vă spun că, deși în ultima vreme preocupările privind anxietatea și frica, nu numai în pandemie, dar în ultimii 20-30 de ani au crescut exponențial în lumea științifică, sunt volume întregi. Dau numai un exemplu, dacă aveți să Ledoux, un mare neuroscientist contemporan, are o serie de cărți începând din 96 încoace de când a scris acea carte celebră, Emotional Brain, Creierul emoțional de mare penetrare, această lucrare, are o serie de cărți și limba română, toate în, jur, în jurul acestei problematici a fricii, a anxietății, a temerilor. Metaanalize peste metaanalize, ce înseamnă acest lucru? Studii care condensează zeci și sute de alte studii pe 10, pe 20 de ani, care încearcă să cearnă, să discearnă, să tragă concluzii bazate pe mai multe date, sunt într-o abundență extraordinară. Și cu toate acestea, eu vă spun cu toată responsabilitatea că suntem încă departe de a da un răspuns ultim, clar, neechivoc, ce este frică. Și n-aș vrea să vă descurajez sau să vă demotivez să spun că vin dintr-o zonă în care întrebările încă sunt mult mai multe decât răspunsurile. Pentru că trebuie să, la fel de bine să recunosc faptul că această preocupare foarte serioasă a crescut și înțelegerea. Și cunoașterea în zona aceasta a Africii. Africii în general, anxietăților la care vei face referire. Într-o primă aproximare, anxietatea nu este altceva decât o emoție caracterizată de o stare tensionată, neplăcută, o tulburare interioară, accentuez, fără obiect și care se manifestă pe multe planuri ale existenței noastre, în plan fiziologic, în plan subiectiv, în plan comportamental. Asta ar fi, în sens foarte larg, o anxietate, o stare tensionată, de neliniște, de încordare, de îngrijorare. Dar definiția ei corectă este teama fără obiect. Dacă ne referim doar la frică, frica este teama cu obiect. Frica se referă la aceeași stare profundă de liniște care o raportăm la obiect. Și atenție foarte mare aici. De regulă, definițiile clasice la frică erau raportare la un obiect real sau raportare la un, im un obiect imaginar. Adică de multe ori ne temem nu de obiecte ce există în concretitudine, există în viața noastră curentă. Ne le imaginăm. Și unor fricile acestea în raport cu, cu obiecte imaginare sunt mult mai severe. Dar ceea ce îngrijorează în ultimele decenii sunt fricile noastre în raport cu obiectele din realitățile virtuale. Nu e tema serii acestea. Dar vă spun, și deja am văzut în sală, chiar dacă unii mascați, alții nemascați, mascați, am o memoria a fețelor, a ochilor, am văzut fost sau actual studenții mei și știu lucrul acestea, incidența celor sau frecvența celor care bat la ușa consilierului, psihologului, psihiatrului, preotului, pastorului, în ultima vreme, cu probleme emoționale relaționate cu realitățile virtuale, este într-o creștere îngrijorătoare. Aproape că ne gândim dacă n-ar trebui să reconceptualizăm, să regândim strategiile de intervenție în raport cu o serie de probleme personale, emoționale, disfuncții în special, raportate la această realitate la cea virtuală, în care, din fericire, cu ghinimele, din păcate, cu aceleași ghinimele, nu vreau să tranșez eu, să apăs anumite aspecte, dacă e, cât e corect, cât e bine, cât e sănătos, nesănătos, în ceea ce privește timpul nostru și a unei generații tinere petrecut pe, uh, în mediul online, cert este că în planul acestor disfuncții, problematica aceasta este una foarte evidentă. De aceea am spus că frica trebuie neapărat definită și în raport cu obiecte virtuale. A doua întrebare, care sunt cauzele frici? Care este etiologia ei? De unde provine ea? Sunt foarte multe explicații aici. Noi, fiecare în parte când trăim frică, avem propria explicație. Dar și în plan științific sunt foarte multe teorii explicative. Unele merg mai mult pe biologic, altele spre context, rolul mediului în care noi creștem. Nu insist pe ele, că sunt multe. Doar la una mă refer, asupra care voi și insista la un moment dat. Este vorba de teoria sau perspectiva cognitiv-comportamentală, conform căreia fricile noastre nu sunt cauzate de ceva din afara noastră. Fricile noastre, deși au premise, au o fundamentare biologică și nu o poți contesta, au un suport biologic, nu sunt cauzate direct de biologia noastră, de ceva de ce se schimbă, și mai cu seamă, specificitatea fricii noastre este dată în primul și în primul rând de modul în care noi percepem și interpretăm realitatea. Așa, foarte intuitiv, asta e teoria psihologică contemporană, foarte uzitată. În școala noastră de la Cluj merge mult pe această perspectivă, cum fără căreia fricile se generează, iau naștere ca urmare a unor interpretări pe care noi îi dăm realității. Sunt proprie noastre interpretări. Și acum, ceea ce este, mi se pare foarte important. În aceste lecturi private ale realității, în această subiectivizare a realității, ceea ce domină este distorsiunea. Să fiu și mai limpede. Chiar dacă noi, când ne considerăm pe noi înșine ca fiind, iertați în cuvântul, normali, adică normal din punct de vedere al funcțiorii psihice, non-bolnari, să spun așa, știți, de multe ori e și hilar, definind normalitatea, contrastând-o cu anormalitatea. Dar așa e și medicina, așa e și psihologia și de mii de ani. Mult mai bine înțelegi normalul dacă ai pătruns și ai înțeles anormalitatea și mergi apoi prin negarea acelei anormalități. Vreau să spun că deși uh, convingerea noastră a majorității este cea conform căreia majoritatea dintre noi percepem sănătos, corect, nedistrosor realitatea, acest lucru este o fals. Este o mare eroare. Funcționarea noastră implicită, cum ar spune englezul, by default, implicit, mintea noastră operează pe baza distorsiunilor. Noi mai degrabă denaturăm realitatea decât o percepe cum este ea. Atenție însă, să nu cădem într-o altă extremă. Când spun că noi o percepem distorsionată și când spun că regula, de regula e distorsiunea, distorsiunea nu e excepția, distorsiunea este regula, mă refer atât la distorsiuni negative cât și pozitive. Deci nu mă refer la distorsiuni negative. Să ținem seama de faptul că majoritatea situației în care noi funcționăm bine și foarte bine este pentru că distorsionăm bine și foarte bine într-un sens dezirabil. Asta este schimbarea, că poate mintea multor a apărut așa o frică, că toți am fi mai de grabă normali și e Eu vreau să spun altceva, că nu percepem realitatea cum este ea și acest lucru de multe ori ne ajută, ne ajută foarte mult. Motorul, energia mobilizatoarea noastră pentru multe acțiuni, performanțele noastre, reușitele noastre, datorează acestor distorsiuni. Și, pe scurt, dacă vezi intuitiv, pentru că ne vedem mai buni decât suntem cu adevărat, la momentul ăla. Și asta ne face să performăm sau să ne angajăm în sarcini peste cele pe care le-am putut rezolva până acum. Dar când situațiile sunt negative, nesănătoase, și distorsiunea ia nota aceea negativă. Atunci dezvoltăm disfuncționalități. De aceea am făcut această extensiune și am insistat puțin. De exemplu, copiii adesea produc distorsiuni pentru că au neclaritatea unor obiecte, unor fețe umane. Au emoții negative atunci când dispare brusc fața familiară, fața aceea văzută cu multă incidență, fața mamei, fratelui, tatălui fețele familiare sunt percepute ca ceva plăcut. Nu intra în unte, dar întreaga teorie psihologică care explică de ce ceva care este familiar este perceput foarte fluent, foarte ușor și mintea automat, inconștient, traduce în ceva plăcut. Asta este ruta plăcutului. E folosită și în politică, și de electorat, de oricine, cu familiaritatea fețelor și automat atractivitatea lor prin reiterare. Dar nu, asta este tema de asta. Adulții, iarăși, când au de-a face cu situații echivoce, neclare, ambigue, sau cu situații incontrolabile, dezvoltă de asemenea distorsiunea realității și implicit, implicit uh, disfuncții emoționale. Uneori, distorsiunile minții noastre sunt bazate pe probabilități sau pe teorii ale probabilităților. A, nu știu, mă, mă, gândeam de acasă, dar dacă tot încep să spun ce spun acum, tot voi face cu tot riscul. Mă gândeam cât de serios veți fi, Odată dată că e duminică seara, doi, că veniți în contextul unei comunități religioase, eu tot voi scăpa din când câte o glumă, așa că, și fără acordul uh, gazdelor, vă spun o glumă acum, pentru că vă văd prea serioși. Și eu, prin reciprocitate, vă devin din ce în ce mai serios. și nu-mi place să fiu foarte serios, dar luați un sensul curat al acțiunii. Apropo de această teorie a probabilităților, de la, de la, de la serios spre glumă și apoi la, la, la seriozitate, știți prea bine că noi avem temeri vis-a-vis -vis de a circula cu anumite mijloace de transport. Pentru că uneori modul în care se prezintă evenimentul, să zicem, o catastrofă aviatică, ne face să avem mari frici de avion. Dar poate că știți că de 9,4 ori e mai mare probabilitatea să mori în mașină decât în avion. Gluma care, care vreau să vă spun. Un tânăr așa, am echipat casual, cum se spune dumneavoastră, cum a zis și eu mă întrebam cum să vin, încerc ceva, între casual și formal. Așa cum ruxa purtat purtați la gât în față ca să nu fiți așa, stătea tot tremura acolo la rând când să-și ia să facă cechi. Zice, doamne, da, da, poftiți, vă rog, doamnă, care este probabilitatea ca în cursa care zbor eu spre New York să fie o bombă? Doamna asta un pic îngrijorată, să uite la el, zice, doamne, problema este mică, probabil, totuși, 10-12%, e o perioadă critică acum cu foarte multe incidențe, Totuși, putem să ne asumăm un 10-12%. Stau tremurând și Doamne, care este probabilitatea ca în cursul aceasta să fie două bombe? Domnule, chiar două bombe e mică. 0,5-1%. Ia, Doamne, m-am liniștit. Una e la mine. <răzări> Acum, dincolo de, dincolo de glumă, așa este. Mintea noastră foarte frecvent este ancorată în asemenea elemente de probabilitate, de ocurență, de modalitate de prezentare și mai cu seamă de distorsiuni care operează la nivel perceptual până spre cele, uh, spre cele mentale. Și ne dezvoltăm nu de puține ori disfuncții emoționale bazate pe aceste, pe aceste distorsiuni. Ce tipuri de frică cunoaștem? Acum vreau să fac un amendament. Să știți că nu vorbim de frică, ci de frici. Iarăși, poate să fie un truiz de la voastră, dar mulți, dacă suntem invitați să spunem care sunt fricile acelea, ne cam încurcăm. Deci fricția diferă în funcție de stimul, în funcție de cauză, intensitate, de calitate, de multe lucruri. Sunt multe modalități de a, le, de a le clasifica. De aceea, eu nu am să cer să fac o clasificare ca la școală aici, dar vă spun vis-a-vis -vis de un criteriu de clasificare care mi se pare foarte important. Din punct de vedere al funcționalității, al utilității, pentru că noi ne întrebăm de puține ori. Când avem o disfuncție, o problemă emoțională, anxietate, depresie, furie, gelozie, ură, ce avem noi, orice emoție puțin probabil să vă întrebați la ce mă ajută. Pentru că mai degrabă vedem cât de mult nu ne ajută. E adevărat? Centrul, preocuparea noastră este pe ceea ce înseamnă prejudiciul adus de o asemenea emoție. Dar să știți că fiecare problemă, disfuncție emoțională, oricare a fi ea, are cel puțin un beneficiu. Primar, secundar, terțiar, n-am sentit asta, dar trebuie judecată emoția asta de punct de vedere al funcționalității. Și atunci aici trebuie să, 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 să atacăm o prejudecată. De cele mai multe ori, noi credem că emoția asta numită frică sau anxietate e ceva nefiresc, e ceva nesănătos, e ceva patologic, o mare eroare. Cred că de aici și plecăm noi când ne construim frici peste frici. Și când fricile noastre, secunde, se amplifică pe primele și devin mult mai severe decât primele. Știți că este și frica de frică nu este mai cumplită decât frica cea din tâi. Frica de frică, nu e tema serie de astăzi, mi-a acum cum aminte lucrul ăsta, să știți că noi o tratăm foarte serios. În terapie, când faci terapie anxietății sau fricii, primul rând cauți fricile secundare. Și pe alea lucrezi. Nu pe alea pentru care a venit la ușa ta. Da. Probabil întrebări și discuții. Deci o mare greșeală să vedeți că este, este nesănătoasă frica în sine. Odată că frica este o emoție, o stare emoțională, firească, naturală, face parte din viața noastră. Frica este o, energie, o, o, o emoție mobilizatoare. De foarte multe ori, pe seama fricilor, noi ne mobilizăm și facem lucruri mărețe. Frica este o necesitate adaptativă. Gândiți-vă că pe baza acestor frici, îngrijorări, noi ne raportăm la servici, la taxe, la sănătate, la nu știu câte alte lucruri care sunt în firesc cu vieții noastre și fără semnalul dat de frică, le-am ignorat. Sunt foarte multe situații la care putem, putem face referire. De aceea spun că ar trebui să vorbim în termeni de frici funcționale, sănătoase, și frici disfuncționale sau nesănătoase. Cândva am fost invitat la bărăria culturală acum câțiva ani, aici a, -a venit pandemia și chiar asta a fost provocarea să vorbesc despre frică, iarăși, dar în alt context, nu frica de moarte, nu era tema aceasta, dar eu am propus atunci o temă, frici salvatoare, față în față cu frici ucigașe. A, și a fost contrariat cel care m-a invitat acolo și tot schimba titlul, apropo de dialog cu ei. Și eu ziceam, nu, domnule, eu am pus bine, frici, salvatoare, față de cele ucigași. Și pe tema aceasta am stat destul de mult într-o seară în acest lucru și, cu tălu, vă spun și acum, noastră, vedeți ce înseamnă frici salvatoare, pentru că aș vrea să sparg, că am început să fac această prejudecată, conform căreia întotdeauna frica e ceva nesănătos, ceva care duce pe prejudicii, ne afectează. Frica permite să se foarte prompt și să avem răspuns imediat la amenințări. Vai de cei fără frică când pericolul este iminent. De exemplu, să știți că e de dorit să fii, cu o anumită doză, o personalitate anxioasă. Pentru că persoanele anxioase, adică cu nivele meritate de frică, sunt mult mai vigilente decât majoritatea și au șanse mult mai mari să vadă pericolul. Dacă este să fac o recomandare, dumneavoastră ce din sală bine avuți, înstăriți, care aveți bodyguards, cei mai buni bodyguards sunt anxioși. Văd pericolul unde nu vede nimeni. Nu râdeți. Vede glonțul, uite, băga pe țeavă. Între serios, asta e realitatea. E nevoie, ai zice, domnule, n-am nevoie de un bodyguard anxios că ăsta tremură lângă mine și pierde. Nu, nu, nu. Ai o trupă întreagă. Doi zvigilenți aceia, farule anxioși, care văd pericolul acolo unde nu vede nimeni. Și uitați-vă la filme acestea americane, mă rog, deși e multă ficțiune aici, când tot fac președintele, moartea președintele, atacul președintele, zânzești de filme americane pe tema asta, și se vede ceva din ce spun eu acum aici, că sunt niște roluri acolo. Nu sunt identici ăia din corpul de... Acum, nu vă, iar vă spun truisme. Dar doi dintre ei ce puțin sunt ăștia anxioși. Antenele. 5, 5G, de mult. Și foarte important lucrul ăsta. Apoi... Să nu, gândim de, să nu, să nu uh, 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 ignorăm sau să nu subestimăm rolul celor care au, iertați-mă, tulburări de tip obsesiv compulsiv. Toc! Ce bine l-a prins doar în pandemie acum. Mai toți am devenit, de fapt, obsesiv compulsiv. Spânându-le repetat pe mâini, verificând de mie de ori. Și eu am trecut în faza aceea, am puneam mainele, eu și am singur din casă, le puneam în garaj, le stropeam de sus, puneam jos, le întorceam, le dădeam sub braț. Știți, era încă o glumă, vine în minte. Să mai zic glumă? Zice... Maricica, da, auzi tu, a venit el la da. Zice, l-am dat cu soluția 1, de sus până jos, l am dezbrăcat, am pus în pungă hainele, le-am stropit din nou, mâinile pun la spalat. ce zis, îl dau și în clocot? <coughs> uh. Deci, uneori, într mă serios, chiar eram într-o fază de acest gen într-un început și o să ajung poate la ideea aceasta și frica de moarte și fricile din COVID și modalitățile în care noi ne-am schimbat de-a lungul pandemiei, aceste comportamente de a ne fierbe soțul, soția, mă rog, oricum ne fierbe unii pe ceilalți, des, dincolo de în Clocot, dar nu e de glumit cu, dacă am face o lectură a modalităților în care noi ne-am raportat la această realitate, cu care ne-am învățat, deja face parte din viața noastră, să recunoaștem lucrul acesta. Chiar dacă la început număram zile, apoi să săptămâni și cel mult luni, se pare că am învățat multe cum să supraviețuim aceste conteste. E bine, e foarte bine să fii obsesiv compulsiv. Aceste repetiții sunt foarte bune pentru protecția împotriva virusului. Apoi faptul că verifici de multe ori ușile închise, deschise. Apoi faptul că, iar dau exemple de dorit, tot pentru un om cu bună stare, vă recomand să vă las contabil obsesiv compulsiv. Nene, Verifică de 20 de ori calcule. Dormi liniștit. Poți să ai 10 bănci banii, bani, să nu-i ai. Dacă ai un sosit compulsiv, poți dormi liniștit. Se ocupă el. Suferința lui face. De asta spun. întâmplă la contexte în care ceea ce noi numim anormalitate este dezirabilitate. Și trebuie verificat. Un mare psiholog contemporan, Helen Horwitz, spune: Mare prudență, dragilor, în interpretarea fricii ca fiind. O tulburare. Și tema lui este superbă, nu intru aici, științifică, spune ceva foarte interesant și sper să fiu înțeles, să nu fiu foarte abscons. Spune el, frica sau anxietatea este răspunsul corect al creierului nostru, deci răspunsul corect al creierului nostru la situații inadecvate. Ce spune? Că de fapt, de-a lungul zecilor, sutelor, miilor de ani, creierul a învățat să răspundă prompt la, la, la medii cu mult pericol. A devenit mediul nostru mult mai protectiv. Suntem din ce în ce mai protejați, tot mai safe. Și când îți cauți o locuință, eu râdeam că vedeam anii 90 asta în America, cum e neighborhood dacă e safe sau nu e safe. Știți despre asta americanească, știi? E safe sau nu e safe vecinătatea, da? Și noi începem să gândim în termeni aici. Uitați-vă, când vă cotați locuința acum ceva, întreb despre vecinătate. Despre cât de protejat ești, poți fi, pentru că ai aceste elemente. Mai vine minte ceva foarte drăguț. Citeasem o carte mai de mult. Zice În Evul Mediu, oamenii prefereau să fie treziți de mai multe ori pe noapte ca să dorm liniștiți. Știți? Venea. Ora 12, cetățeni, e liniște. Dormiți în pace. Să treceau două ore. De la serioasă era această practică. Venea cineva pe stradă, striga ora, striga bine de tot. Să spună că e liniște, că e pace, că nu e război. Și chiar dacă frângeai noaptea în multe segmente, îi de dai predictibilitate. Dormeai cât un ceas beton. Nu aveai insomnii de astea care te trezesc și nu mai dormi, etc. Iată cum prefer să fii trezit ca să dormi niștit, așa, să joc în cuvinte. Asta înseamnă elementele care le caută mintea umană, această predictibilitate, control, etc. Și sunt multe asemenea uh, uh, situații. Concluzia până aici, dar, mă rog, concluzia este că nu vă temeți de frică, ea ne poate salva viața dacă mă refer la frica ucigașă, cum sună iarăși, mă rog, un așa, abrupt, dar trebuie să recunoaștem că uneori ceea ce este natural, firesc, poate lua și forme dezadaptative. Când este prea frecventă, când este prea intensă, când este durată, deja e disfuncțională. Și atunci intră în categoria familiei mari de frici, de anxietăți, unde avem anxietăți generalizate, atac de panică, tulburări de stres post Fricile specifice, fobiile, care le știm noi, intră în această categorie a celor ucigașe. De ce spun ucigașe? Că poate că sună așa un pic, poate credeți că le-am dat un nume ca să sune, să aibă așa o reverberație. Ucigașe pentru că lăsându-le să se manifeste, realmente ne distrug pe noi, ne corodează, dacă vreți. Ne erodează, iertați-mă. Cu fiecare experiențiere a fricii, noi suntem ca un motor de mașină turat din ce în ce mai turnat. Este o circularitate periculoasă în care intri. În sensul a te ucid. Nu în sensul trăirii subiective momentane, ci în sensul efectului lor cumulativ. Repetarea fricilor te rodează mai întâi în plan subiectiv, să ne faci față, disconfortul subiectiv, apăsarea sufletească, expresie poporană, su și teologică deopotrivă, dar dincolo de aceea este eroziunea biologică. Cu fiecare experiență a fricii, biochimia noastră suferă, dar suferă sever. Și o dereglăm sever. Pentru prima parte, două-trei concluzii ca să închei prima parte. Fricile noastre, anxietățile noastre, în primul rând, sunt naturale, sunt firești, au apărut ca o adaptare a noastră realitate. Cândva, fricile, chiar și intense, erau de preferat ca să supraviețuiești, decât să n-ai acele frici. Gândiți-vă, în perioade, cum spuneam, că nu e așa de protejat mediul. Și trăiai în zone în care te putea ataca oricine, ori ființă umană, ori infraumană, animalul, trebuia să, să, să trăiești cu o vigilență ridicată. Dormea un ochi și nu trează, știți? Pe rând dormea ochii aceștia. Apoi, ele ne pot salva sau ucide. Atât trupul cât și sufletul. Și asta o să zic mai încolo la frica de moarte. Și indiferent de natura lor, funcțională, adaptativă, sănătoasă sau nesănătoasă, disfuncțională, dezadaptativă, atenție foarte mare, fricile sunt produsul minții noastre. Și vei zice, ei și, pe tocmai asta este, că trebuie să ne asumăm și responsabilitatea. Că pot trage concluzia asta. Puteți fi de acord cu mine că fricile ne generăm, dar ne oprim aici și nu ne responsabilizăm pentru geneza lor, nu ne responsabilizăm pentru controlul lor, nu ne responsabilizăm pentru corectarea sau eliminarea lor. Asta a fost prima parte. Partea a doua este ceea ce și scrie aici la un moment dat. Pe... O să pun cândva și un, o prezentare câteva seară, am decis, pentru că de ce am, că renunț să mai prezint ca să mai bine să vă văd așa decât eu mă uit așa, dumneavoastră ați acolo și apoi nu știu unde cine să vă uite, dar la un moment dat o să pun câteva slide-uri. <coughs> Frica de moarte. Aș începe de la, de la a reconștientiza noi două aspecte, prin multitudinea de aspecte legate de moarte. Două care mi se pare esențiale. Dacă dumneavoastră nu, îmi cer scuze. Unu. Moartea este singura instituție cu adevărat democratică. Sunt de acord cu mine, da? În fața morții suntem cu toții egal. Truism. Vene aminte când am scris ideea aceasta, chiar asta am venit să, să, încep așa, ideea, mă gândeam la, la, la Steve Jobs, tot s a sfârșit cu toate astea, și astăzi, cu acolo este pupus dimineață, mă uitam pe un film reiterat din 98 cu uh, Anthony Hopkins și cu Brad Pitt, Meet Joe Black, știți, Anthony uh, Brad Pitt, pardon, moartea, vine la acest mare magnat, și știți probabil filmul, nu intră în amănuntele lui, Deși tema este cu alta, ce ceva se spune acolo, o putem noi metamorfoza, pentru că și moartea cade ca cană dragostei, dacă e o dragoste romantică, dar am putea converti pe tema noastră de astăzi, că și moartea poate fi biruită, realmente, pentru o altfel de iubire, într-o zonă teologică, da? Mi-a plăcut, așa, vin așa ca felia dimineață, când mă uitam pe canale, acest film cu, cu, cu Anthony Hopkins și Brad Pitt, în, în ceea ce înseamnă de, instituția asta cu adevărat democratică, egal cu totul acolo. Ea nu-i părtinic, nu face concesii acolo, deși vine în minte o poveste drăguță când face concesii, când o fată în înduple, că e o poveste cu tâl, poate că îi la, la sfârșit, în minte o poveste drăguță, dar e poveste. Realitatea e, trăim într-un context al democrației în relație cu mă. Și doi foarte important, iarăși. Și poate că știți, dar doar vă aduc aminte acest lucru. Moartea este singura noastră certitudine. Cert. Este singura noastră certitudine. Și acum paradoxul. Cred că toți sunt de acord cu mine vis-a-vis -vis de cele două asumții, de cele două premise. De aici ar fi o concluzie firească în sănătoasă. Ar trebui să ne întrebăm de ce să mai fie frică de moarte în acest acest Și tocmai, paradoxal, ne raportăm la moarte nedemocratic și ne raportăm la moarte îndoindu-ne de realitatea ei, de certitudinea ei. Deci, cum să dânduiești de asta? Că toți, dacă m-am întrebat din cap, ați dat așa, că sunt de acord cu mine și totuși știți că o facem. Și, în mare măsură, re, rezultatul acestei îndoieli a noastre generează frica de moarte. Este o carte frumoasă scrisă de uh, Metropolitul uh, Blum, Răsărș, Blum, sau a uitat că nu, în altfel că cheamă Blum. Este un rus trește în scapă numele, cum o carte superbă despre credință și îndoială. Extraordinar. Și în prefața cărții, acest trebuie Blum, Antonie Blum, Antonie Blum, iertați-mă, unul din mari gânditori ruși și, și, și erarc rus că rus care trăiește în diasporă, dar care este extraordinar de bine și în prefața cărții și explică, sau încearcă cum să anticipeze mintea lectorului. Adică deci, cum să pui lângă, credința, lângă credință îndoiala. Și face o plădorie fantastică pentru îndoială. Și face o plădorie fantastică pentru rolul îndoielii pentru credincios. Dar nu mai tema de astăzi, dar mi-a de minte acum așa ca o să poate vă provoc. Carte subțirică, drăguță. Uh, dar care este un challenge real pentru ce înseamnă rostul, rolul îndoielii pentru limpezirea noastră în raport cu credința. Și rolul acestor uh, uh, asocieri. E bine, ca să ajung la subtitlul care e și acolo sus uh, expus, E destul de limpede, nu numai la nivelul simțului comun, dar și a celui științific. Chiar din ceea ce rezultă din metaanalizele, aceste studii condensate, reunite, că mama, rădăcina tuturor fricilor este frica de moarte. Adică toate celelalte fricile noastre ascund, criptează în ele frica de moarte. Chiar dacă n am vrea să recunoaștem lucrul acesta cu puțină atenție putem sesiza acest aspect. Că în spatele oricărei frici, oricărei temeri se află, de fapt, acolo distal sau proxim frica față de moarte. Din păcate, psihologia în secolul 20 a acordat puțin atenție acestui segment. Puțin dintre psihologi. Nu nu este absentă preocuparea și poate că ating tema asta în dezbatere, dar puțin. Ultimele două decenii a crescut, două, trei decenii, chiar trei, interesul pentru frică, problematica fricii și pe alte zone care psihologia le-a acoperit foarte slab. Insuficient. Ceea ce ar fi o concluzie destul de recentă din psihologie privind frica, și asta este edificator, este că acest construct este un construct, un pic sună pretențios, dar mă explic imediat, un construct transdiagnostic. Adică un construct care poate să explice apariția și dezvoltarea multor disfuncții psihice și somatice. Și concluzia asta e din ce în ce mai frecventă. Este o, metanaliză din 2018 și una chiar din 2021. 2021, foarte recentă, o metanaliză. m ați spus ce s Adică o cercetare care reunește zeci sute de alte studii încercând să tragă concluzii coagulate, nu izolate. Adică să vadă dacă, de adevăr, majoritatea studiilor spun acest lucru. Uneori metanalizele anulează rezultate locale multiple. Spune zero ce ai spus tu nu știu când. Deci asta sunt metalize, sper că sunt, să nu mai tot referi la ceva foarte științific și apoi să vă supărați că seara, duminică... Deci o metaliză foarte recentă a unui amenzi, să e foarte preocupat de zona aceasta, arată că e cu adevărat un construct transdiagnostic și numai că apar corelații cu furte, foarte multe alte tulburări, dar par chiar relații cauzale. Deci au chiar manipulat frica față de moarte, așa între etic și non-etic, adică au mărit-o, au scăzut-o, au amplificat-o, au redus-o, și a văzut măsura în care această modificare controlată a fricii față de moarte a impactat multe disfuncții, multe probleme emoționale și somatice de opotrivă. Dacă ar fi să punem mai departe că cum definim frica de moarte, așa am vorbit înainte, frica nu e lucru tot mai simplu. Vreau să zic că ea este, în primul rând, expresia unei, numim noi, disonanțe cognitive. Iată încă o sintagmă, dar m-am promis că le explic. Nu poți să o evit, pentru că e consacrată. Frica noastră se naște, se pare, sau sunt deja destul de multe dovezi, dintr-o disonanță cognitivă. Ce înseamnă disonanța cognitivă? Se referă la faptul că mintea umană, așa e clădită, așa am fost noi clădiți, proiectați, creați, încât să evităm contradictoriu. Să fie și mai clar că poate vă adâncesc în, 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 în filozofie. Noi nu putem opera în același timp cu două afirmații contrare, în esența lor, despre una și aceeași realitate. Adică avem o minte non-contradictorie. Ori de câte ori mintea noastră este surprinsă de o contradicție internă, trăim așa numită disonanță cognitivă. Nu putem să suportăm asta. E o tensiune psihică. Nu poți să spui despre ceva că este frumos și urât de potrivă, este înalt și scund, este plăcut și neplăcut în același timp, o aceeași realitate. Nu poți să accepti asta, nu poți la nivel conștient. Și când ai încercat lucrul ăsta, trăiești o disonanță cognitivă. Ei, și frica de moarte așa se naște. Că apare un moment în care, pe de o parte, conștientizezi inevitabilitatea morții, cu toții vom muri, adică conștientizezi, de fapt, reconștientizezi. Știm asta. Dar tot refuzăm, negăm, reprimăm. Deci, conștientizez brusc lucrul acesta, în același timp îți exprimi o dorință, o cerință puternică de a trăi. Adică, încerci să refuzi ceea ce ai conștientizat. Deci, în mintea ta apar două, două teze. Una, sunt conștient că voi muri la un moment dat. Doi, nu vreau să mor. Cer imperativ. Și din lupta asta se naște așa numită disonanță uh, uh, cognitivă. Care se traduce apoi în frica față de moarte, sau frica de, de moarte. Nu intru așa în altă aici, vreau să spun Max și asta e important, probabil, pentru că deși am, seara am întrebat pe de Lina, dacă știe sau nu mai mult despre cine vine în sală, cât poate de mult, de vârstă, de așa mai departe, dar să știți că sunt diferențe importante între modul în care această frică față de moarte o trăiește copilul, când prima dată conștientizează moartea în formele primare ale acelei anxietăți de separare, dacă vreți, frica aceea care o are copilul la vârsta de 3-4 ani când îl duce pe mama la grădiniță, acea anxietate de separare este preludiu pentru ceea ce mintea lui va fi moartea. El va judeca mai întâi moartea prin intermediul acelei separări care apare temporar și apoi mintea lui capătă generalitate. nu. De ce vă să spun numai? Că, pentru că în diferite etape de vârstă, frica asta de moarte diferă foarte mult de noi. într un fel la copii mici, Altfel la, la, puberi, altfel la adolescenți, altfel la adultul emergent. Adică dumneavoastră în sală, între 18 și 29, 30 de ani, nu mai sunteți nici adolescenți, nu sunteți nici adulți, mulți din sală. Sunteți adulți emergenți, adică adult în devenire. Uh. Mai sunt două aspecte care vreau să le clarific aici și probabil sunt pentru că altfel creăm noi confuzii despre moarte. Deși de multe ori termenul de frică de moarte și anxietate de moarte sunt folosiți interșanjabil, cele două sintagme, și sunt autori care pledează pentru a fi folosite interșanjabile, că se folosești în același sens, sunt alții, nu puțin la număr, care fac diferențe. Diferențe de calitate. Între frica de moarte și anxietatea de moarte, adică Așa, într-o aproximare foarte simplă, anxietatea de moarte reprezintă o îngrijorare, o teamă a noastră, o groază a noastră pentru a trece în non-existență. Teama de a dispărea cu totul, în sensul ei foarte larg, ca și cum n-am fi fost. Asta este anxietatea de moarte. Pe când frica de moarte se referă mai degrabă la o, o, o temere exagerată, vizavi de momentul morții, mai cu seamă în dimensiunea aceea a sfârșitului și chiar în termenii durerii și fizice și psihice a acestei rupturi. Și e bine să facem distinția asta între ce înseamnă frica față de moarte ca proces și trecere efectivă și anxietatea față de moarte, raportată, dacă vreți, la nonexistență și la veșnicie. Sunt chiar date, și nu în mănuntă aici, chiar date neurobiologice care arată diferențele astea. Dar ce vreau să vă spun, mi-a plăcut foarte mult și am găsit acum două săptămâni ideea aceasta, într-un alt context și el m-a gândit să o pun și aici, mie mi-a plăcut mult. Această distinție pe care noi o facem tot mai frecvent în știință între anxietate și frică de moarte a făcut-o superb, foarte frumos, la huță, în unul din aforismele sale clasice, care sigur le știți. Când spune el, nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Superb. Extraordinar. Mai bine, în șase-șapte cuvinte, să faci distincția între frica de moarte și am stat de față de moarte, nu poți să o faci. Nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Adică, parafrazândul, nu de moarte mi este frică, de trecea aceea, de, de sfârșit, de frica de moarte, ci de eternitatea inexistenței mele. Acea anxietate. Nu, nu de iad, de iadul sfârșitului mă tem, ci, ci de veșnicia lui. Și pot parafraza cât vreți mai departe. De aceea mi-a plăcut foarte mult această idee la, 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 la Huță. Acum, de aici încolo să pun ceva slide. -uri. Nu știu, o să văd. Dacă fețele de -a pleacă, o să închid slide-urile. Uh, M-am spus că am fost între a pune, a nu pune, dar pentru că sunt expecte care, cum spuneau și uh, cei din ecologizare... Uh, au observat că la întâlnirea asta flux, lumea preferă să aibă și o reprezentare imagistică, vizuală pentru ancore. Deși eu am început de vreme să fiu din ce în ce mai reticent vis-a-vis -vis de necesitatea sau non-necesitatea acesteia, să vedem dacă. Voi vorbi despre conceptualizarea fricii. Deci apar o serie de termeni care mă tem că poate nu îi explic bine dacă n-am și referențialul uh, 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 acesta grafic. Ca să fie iarăși mai intuitiv, când spun că conceptualizez frica, înseamnă că mă gândesc dacă am sau nu o teorie, care nu mă să descrie, dar de mai cu seamă să explice cum apare frica și cum se manifestă ea. Și aceste conceptualizări sunt specifice de domenii, psihologic, medical, teologic, ceva și mai important. deci am vrut să vă pun și pe slide și probabil că va provoca... O să mă uit pe fețele voastre și o să scot poate mult din prezentare, pentru că eu sunt de felul meu și vă, deja deci m-am întins un pic. Și mai cu seama că acum urmează esența, dar asta e, se scoate din esență. Uh... Una din marile greșeli care le fac uh, orice debutanți în ale consilierii sau psihoterapiei, și eu spun de multe ori și am făcut cu și eu, este următoarea. Când începi să lucrezi cu un client și vine clientul, persoana, suferindu-l la tine, tu ești ultracentrat să-i sesizezi simptomele cât mai clar ca să pui un diagnostic. Aproape că tremuri, așa ai emoții, ești panicat, ești anxios. Așa face și medicul, așa face și psihologul, pentru că e foarte important să pui un diagnostic clar. Ceea ce uităm noi cel mai frecvent și mai cu seamă la început când ești timorat este un aspect. Și anume că cel ce vine la noi, la consiliere, la psihoterapie, la psiatrie, la, la preot, la pastor, la cine veni? La consiliul pastoral, Vine nu numai cu problema lui. Nu vine, vine nu numai cu disconfortul subiectiv care l-a împins să bată la ușa ta, oricare ai fi tu, acel ce, acel cineva, ci vine cu încă ceva care noi greșim. Cu propria explicație privind cauza suferinței și atenție, vine și cu propriile soluții. Nu, 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 des. E foarte important asta. Cu foarte puține excepții, clienții noștri vin fără explicații și fără soluții. Chiar dacă ele sunt simple sau complexe. Chiar dacă sunt corecte sau incorrecte. Vreau să spun că ceva și să nu uit ideea, să mai bătrân de vreme și vin indirect și apoi le uit. Și nu era în, în, în gând da, să vă spun ceea ce este foarte important de acest legat de acest aspect cu, cu soluțiile. Trebuie să fim extrem de atenți la ceva. Uneori, Oricât ai vrea să fii de rigoros, de precis când ai o soluție terapeutică, tămăduitoare, sunt momente în care, chiar dacă tu ai certitudinea că o anumită strategie, soluție de terapie, o să ajung la ea imediat, este eficientă în 99% din situații, aia nu este scude ca în cazul celui din fața ta să nu fie valabil, să fie o alternativă a ei pentru că nu ai suport științific. Sau să fiu și mai simplu uneori în, în, în consiliere, în terapie, în ajutorul celorlalți, nu contează atât de mult veridicitatea, acuratețea strategiei, pe cât utilitatea ei. Uneori faci terapie cu teorii nevalidate. Nu știu, acum mă eu să-i mai ales să văd în sala câțiva studenți ai mei și -o zic că mă nec pe mine însumi. Nu, o spun și la facultate lucrul ăsta. Uneori mai importantă este utilitatea metodei decât să verifici dacă este adevărată sau falsă. De ce spun asta? Clienții vin la noi cu propria teorie. Și să începe de acolo. Trebuie să fii foarte atent cum își explică. Te uiți la simptome, fără dar și poate, dar să fii foarte atent la modul în care el are propria conceptualizare. Cum își explică el că a apărut frica? Cum își explică el că unul o sporește, altor scade? Cum își explică că unul și-o controlează, altor ba? Și așa mai departe. Și de ce facem lucrul ăsta? Din mai multe motive. Odată, Vreau să văd dacă teoria lui, așa cum este, la nivelul lui de simț comun, ca idee, ca principii, este consistentă cu a mea, pentru că eu când fac, când pun în practică un demers tămăduitor, terapeutic, în spate am o teorie, un angajament. Dacă e consistent cu a mea, și asta e un mare avantaj, înseamnă că voi construi foarte ușor relația terapeutică și va fi eficientă repede terapia, alteori teoria lui poate să fie în contradicție cu a mea și va fi mare efort să reconceptualizez și apoi să fac terapie. Și așa mai departe. Dar asta sunt cele mai frecvente situații. De aceea e foarte important să verificăm. Iar conceptualizarea înseamnă teoria pe care psihologul, teologul, medicul, sociologul, psihosociologul, ce vreți dumneavoastră, o formulează ca să-și explice suferința celui din fața lui. Cred că am fost destul de clar ca să explic acest termen, care altfel sună foarte pretențios. Concentrarea clinică înseamnă. Aici era o zonă în care i-am schimbat slide-urile acum, am nu mai arăt lucrul ăsta că vă încarcă. Că spuneam că vreau să pun alte slide-uri. Este exact ce am spus mai înainte. Teoria care ne ajută să înțelegem realitatea, dar prin prisma perspectivei mele teoretice. Și, și te întreb de ce? Pentru ceva foarte important. Păi dacă eu nu verific mai întâi care teoria lui despre propria suferință. Și dacă nu mă asigur că el e de acord și cu teoria mea despre suferința lui, care poate să fie proximă cu a lui sau diferită, intervenția mea este nulă sau este nonsens sau nu are rost să mai lucrăm. Mai bine îl trimit la alt coleg cu altă perspectivă. De-aia, în psihologie sunt psianaliști, cognitiv-comportamentaliști, umaniști, experiențialiști, adică mai multe școli de psihologie, fiecare are propria teorie despre normal și anormal. Și atunci și conceptualizările privind suferința umană sunt diferite. Între ce spune Freud despre anxietate și ce spun cognitiviști, o diferență foarte mare. Și atunci acest lucru este esențial pentru că dacă nu îl aduc să fie de acord cu mine, când îi propun soluții terapeutice, va fi extrem de contrariat. Nu m contrariat, va refuza să facă ce spun eu. Că noi îi dăm niște teme, niște sarcini de casă, canoane dacă vreți. Dăm niște sarcini de pus în practică. El zice, domnule, e o prostie ce încerc mă de aceea e atât de important să vedem care este conceptualizarea. Și atunci mă refer la această conceptualizare cognitiv-comportamentală, care este într-un angajament psihologic-contemporan, confort care v-am și spus și mai scurtez un pic, pleacă de la premisa că suferințele noastre sunt cauzate de interpretările și evaluările pe care noi le dăm realității. Aici un model simplu ABC, îl mai scurtez o să fie pitisiți studenții mei de lucrul ăsta, dar ceilalți să se leagă și ei ca să poată opera cu ele. Modelul ăsta ABC, e ca și abc din zona alimentară, dacă vreți, glumind puțin, dar e și mai mult. În ciuda simplității lui, acest model ABC poate dobândi forme atât de complexe când vă închipuiți, adică poate să fie util și în terapia unei frici locale, unei fobii de păianjen sau de înălțime sau de nu știu ce, claustrofobii, dar și terapia unor tulburări complexe, cum sunt cele de personalitate sau psihozele. Același model apare simplu ABC, care are trei, trei elemente. a vine de la evenimentul activator, adică situația de viață în care mă aflu eu la un moment dat. b vine de la, reglezesc cu beliefs, gânduri, interpretări și valori. Iar ce vine de la consecințe. Sunt consecințele acestor interpretări. Foarte simplu. Tot ceea ce trăiesc eu, poate fi înțeles, conceptualizat prin acest trinom. Evenimentul, se întâmplă ceva? Pandemia? Moare cineva drag? O boală letală? Doi, imediat mintea mea, fără să-mi propun, interpretează realitatea, apoi în baza interpretărilor trece niște consecințe. Și acum să fiu și mai concret, ce poate să fie aul ăsta? Niște evenimente de viață, războaie, pandemii, de regulă evenimente slab, sau incontrolabile. Slab controlabile, incontrolabile. Cele mai multe disfuncții ale noastre, cele mai, cele mai multe situații de distres ale ființei umane uh, sunt cauzate de evenimentele incontrolabile. Acolo unde simți că pierzi controlul. Nu neapărat controlul fizic, mental, a realității. Unde nu ai predicție. Unde nu poți anticipa evenimentele astea. Apoi, de-a rusul de tale, alte altă categorie de evenimente, activatoare, boli tale diagnosticate, sau experiențe produse, personale. Îți moare ceva din familie, cine apropiat. Știți, de multe ori am văzut și asta la început pandemiei. S -a, uh, diferențele între, între, între persoane în raportarea lor la pandemie, la virus. Spunând chiar explicit, încă nu mi-a murit nimeni cunoscut. s apropiat, dar spunea așa, și ca o brava. N-ați văzut că asta, n-ați nu cred. Și. Uh, și încrederea în încrederea, în existența, în existența virusului sau altor lucruri de acest gen, de gen au fost strâns legate de acest lucru. Cât ar fi evidențele probabilistice sau statistice, ai nevoie unor de ceva din proximitate ca să, să, dai crezare. B, sunt interpretările. Aici e foarte important. Pentru că la interpretare la, intră mai multe tipuri de gânduri. Mai întâi gândurile astea inferențiale de genul, fiecare om are un sfârșit, cu toții vom muri. E un fel de inferență. Fiecare om are un sfârșit, are cu toții. Inclusiv eu voi muri. Și vei zice, pe momentul ăsta voi trăi o angoasă puternică, pentru că am reconștientizat că toți murim, deci eu mor, Dumnezeule. nu e adevărat. Teoria asta spune că nu e suficient să conștientizezi această evidență, această certitudine sau să o reconștientizezi, să faci o inferență. Mai trebuie ceva, ca să fii sigur că apare frica. Acel ceva înseamnă. Aici n-am niște exemple de gânduri. Acel ceva înseamnă apoi cerințe imperative de tipul nu ar trebui ca eu să mor, nu acum, nu aici și așa mai departe. Deci apare un alt tip de gând care este din acea distanță cognitivă. Sunt conștient că voi muri, am această asumție că sunt muritor ca toți ceilalți și totuși mintea mea naște rapid un sistem protectiv, o cerință imperativă. Nu trebuie să mor, nu vreau să mor. Merge mai departe gândirea mea la acele judecăți evaluative, va fi cumplit, groaznic, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Nu voi putea suporta, să numește, intoleranța la frustrare și un fel de concluzie la final. Sunt o persoană, nu știu mai scris acolo, ne, sunt neputincios în fața acestei incertitudini acestei pericole. Asta este o tipologie de gânduri care se interpun între eveniment, adică apare pandemia, apare războiul, apare incontrolabilitate, apare diagnosticul letal, înainte ca eu să dezvolt o emoție de tipul fricii de moarte, mintea noastră, într-un mod automat sau semi-automat, dă naștere la asemenea gânduri. Iar consecințele sunt cele care exprimă frica în toată complexitatea ei. Și aici vor fi consecințe uh, diferite, pentru că frica are multe dimensiuni, le zic repede, adică ea se exprimă subiectiv, în primul rând, ea se exprimă, scuzați-mă, repede, se exprimă cognitiv, când sunt deja cu frica de moarte, tiparul meu de gândire se schimbă substanțial. Toată realitatea o interpretez altfel. Uh, apoi fiziologic, fiziologia mea se schimbă, puls, frecvență cardiacă, transpirații, tremuri, etc. Și comportamental, comportamentele mele manifeste. Avem întotdeauna două tipuri de consecințe aici. Unele sunt adaptative, altele sunt dezadaptative în acest, în acest uh, context. Ele sunt adaptive atunci când uh, persoana conștientizează inevitabilitatea morții, iar anxietatea crește semnificativ, dă o mobilizare, ne ajută să te mobilizezi. Apar primele reacții defensive. În primul rând, psihicul se apără. Automat. Se apără prin niște mecanisme, chiar că este undeva într-o lucrare foarte frumos, spune așa, moartea este o certitudine uitată. Era o prima afirmație, o certitudine uitată, arătând tocmai ce spun eu aici, că noi, automat, uităm parcă de moarte. Dovada acestei certitudini uitate vine atunci când, de fapt, te implici în proiecte mărețe, extrem de optimiste, vrând să uiți moartea. Sau, în alt loc găseam, moartea este o certitudine negată, când vrei să negi moartea. Și sunt multe mecanisme psihice care neagă moartea. Sau, de, dacă vreți, putem explica foarte bine acum dedicarea extraordinară a corpului medical pentru a salva pe ceilalți ca o modalitate de a nega moartea. E o interpretare psihologică relativ recentă. Corpul medical foarte implicat în, în sprijinul celor în față, în etape finale, sau cei care sunt în ati acum, e, e o, o explicație în termeni aceștia care încearcă să nege moartea, cum, luptând cu ea, încercând să-l de cât mai mult de Adică, căutăm niște evidențe. Ca și-a spune, toți aceștia sunt sortiți morții, cu fiecare salvat. El își întărește cumva, își dă o întărire pentru ideea că moartea poate fi biruită. Știți, o luptă cu ea. Așa de departe, nu uitați Asta sunt primele mecanisme. Apoi apar alte mecanisme care sunt mai evoluate, le numim în psihologie coping. Strategiile noastre intenționale, strategiile gândite de a lupta cu acest, acest distres al fricii față de, de moarte. Și noi asta numim uh, coping. De exemplu, o propensiune pentru a mai multe înțelegere. Este un mecanism care apare, se numește... Uh, Supralicitare cognitivă. Nu s-a lucrul acesta, eu am văzut-o pe viu, am lucrat cândva, când eram student în practică, în diferite clinici. Când am lucrat la oncologie, am văzut ceea ce înseamnă ce știam din cărți foarte bine. Și poate vreau să știți, persoane care au un diagnostic letal, dintr-o dată când află diagnosticul, devin însetați. cum să zic așa, starving, fometați, de, de cât mai multe cunoaștere. Uneori sunt mai actualizați decât medicul curant vis de ultimele cercetări în domeniul zonei bolii personale. Aia înseamnă un fel de supra cognitivă. E o strategie de protecție, care este între defensiv și coping. Uh, doi, acceptarea neconținută a propriei persoane. Iarăși este și, uh, și a celorlalți. E un efect adaptativ al fericității de moarte. Încep să fii mult mai tolerant cu tine însuți. Apropo de zdrunginarea prejudecății conform care să contestăm democrația morții. Sau sporirea sensului semnificației vieții, iarăși crește. Astea sunt adaptative, dar sunt foarte multe dezadaptative. Din păcate, apare frica de îmbătrânire, apare apar turbulă alimentare, fie în sensul creșterii alimentației, fie scăderii ei până la forme foarte severe, comportamente automutilante, turbulări în relațiile personale și romantice, adică foarte severe, dezvoltarea stresului post și multe alte consecințe care sunt consecințe dezadaptative ale instalării acestei, acestei frici, frica de, de moarte. Am eu am cercat un pic sintetic, pentru că suntem în context în care mulți dintre vă preocupă relația dintre lectura psihologică și cea teologică, și ca să avem și un context de, de, de dialog după partea aceasta de ce spune, să schițez să ar însemna o conceptualizare creștină. Creștină în sensul ei larg, indiferent de confesiune. Și anume, ea este, o să vedeți, destul de similară cu conceptualizarea cognitiv-comportamentală din, din uh, uh, psihologie, pentru că, conform conceptualizării creștine, în sensul ei cel mai larg, nu local, frica este expresia lipsei sau slăbirii credinței sau încrederii în, în Dumnezeu și, respectiv, în promisiunea lui de a ne proteja, dar ne purta grijă. Într-o așa intuitivă. Frica este rezultatul unei asemenea slăbit la nivel cognitiv, a unei reinterpretări păguboase a noastră, se slăbește credința în ceea ce înseamnă protecție. De ce spun asta? Pentru că una din diferențele majore între psihologie și, și religie și credință este următoarea. Sunt multe similitudini. În psihologie, preocuparea multor dintre noi este de a arăta celuilalt lângă noi cât de multe tehnici de control putem să-l învățăm, ba chiar să-i promitem un control de plin. Aproape că cred ăștia că îi facem zei semizei. Și și plătesc chestia asta. Uh, și nu, 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 nu de râs pentru că unii este atât de fetișizată tema aceasta încât unii încep să creadă în ea și cad capcane propriilor strategii. Mă refer la psihologi. În religie nu e așa. Religia sau abordarea religioasă, la fel ca cea psihologică, te ajută să dobândești control asupra situațiilor parțial controlate sau subcontrolate, dar îți atrage atenția asupra limitelor controlului tău, spunându-ți că de acolo încolo controlul e la tine, de acolo încolo de legi. Și la asta mă refer eu, la slăbirea credinței în această protecție care vine de după controlul tău. La asta mă refer în sensul conceptualizării creștine. Încă ceva, care aici apare, apare iarăși foarte frecvent o greșeală. Chiar un mare psiholog și eu din școala aceasta, în școala asta am fost format, e vorba de Albert Ellis, iar studenția psihologiei știu cine este. Este, este un părintele școlii cognitiv comportamentale Mulți spun bunicul, străbunicul acestei școli. Un om, un om, un om ateu mai toată viața sa. Nu numai că a fost ateu, un, un evreu ateu, nu numai că a fost ateu, dar la un moment dat era atât de pornit împotriva clienților săi religioși încât îi blama pentru credințele lor. E indiferent de confesiune, de religie, nu conta, îi blama pentru credințele lor, acuzându-i de faptul că suferințele lor se dogmei din religia, confesiunea căreia aparțin. Și a făcut-o foarte sonor, în foarte multe lucrări și în foarte multe conferințe. A scris vreo șapte și ceva de cărți, a avut zeci de mii de pacienți, toată viața a făcut numai asta, a făcut terapie și a scris cărți de terapie. Uh, ca prin anii 80, după ce blamează uh, foarte foarte acid pe cei ce aparțin unei confesiuni și se declară practicant, etc., el, Albert Ellis, să spună următorul lucru. <coughs> nu dogma religioasă cauzează disfuncția clienților, pacienților noștri, ci interpretarea dogmatică a clientului, a suferindului, asupra dogmei religioase. Adică, interpretările noastre dogmatice, metadogma noastră, dacă să fiu clar, noi, de regulă, expresie poporană și la noi, ești mai papă decât papa. trebuie expresia asta poporană, dacă care spune foarte bine la nivelul simțului comun, ce spun eu acum, asta e metadogma. Adică mă, tu ai în religia ta, în confesiunea ta niște dogme clare care sute, zeci, mii de ani și-au dovedit viabilitatea, credibilitatea, utilitatea, funcționalitatea și vrei să spui acum că asta de fapt creează disfuncții când ele au ajutat foarte multă lume. Și aici a fost capcana în care a căzut acest mare Albert Ellis. Mulți ani a crezut că dogma în sine, până când a conștientizat că nu dogma, ci meta-interpretarea suferindului stă în spatele acestei disfuncții. Și continuă el. După ce spune lucrul ăsta concluziv, zice, Biblia iudeo-creștină, foarte probabil, a ajutat mai mult omenirea de-a lungul existenței ei decât toți psihoterapeuții la un loc. Albert Ellis, 1983. Deci o răsturnare semnificativă de perspectivă esențială din gura uneia care a fost extrem de vocal vis a -vis de ce înseamnă rolul religiei și caracterul ei nefast sau disfuncțional. Și o răsturnare foarte importantă. De aceea, zic, e atât de, 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 de semnificativ. La asta mă refer aici când spun metadogme și metadogma idiosincratică, adică metadogma personală, perspectiva idiosincratică. Scriinile religioase fac distințe între două tipuri de frică, de aici pe să sar. Pare rău, poate la discuție, pentru că îmi dau seama că am vorbit prea mult. Adică frica ca virtute și frica ca pativă. E o temă care îmi place, dar nu intru în ea acum, trec peste, peste ea. Are esența ei și e legată puternic de, de ce înseamnă perspectiva teologică. Uh, și am să, să, merg să mă uit unde să sar, știți, ca să dar da, înainte, da, da, unde să mă duc? Da, aici o să sar, dacă... Ops, nu merge atât de repede cum vreau eu, ca să nu vă uitați dumneavoastră ce scrie acolo. Uh, aici o să, un pic o să stau, pentru că mi se pare important pentru orice dialog și anume importanța religiozității. Și vreau să aduc o analiză psihologică, în primul rând. De ani buni încoace s-a ocupat și psihologia de analiza acestei religiozității a ființei umane și importanța în ei. Celebre, celebre, sunt studiile lui unui psiholog, Gordon Allport, Allport care încă în anii 60-70 făcea distinție între religiozitate extrinsecă și intrinsecă. Uh, cea intrinsecă este religia ca mijloc. Adică am nevoie de religie pentru că am nevoie să mă ating ținte sociale. Faimă, imagine, credibilitate, popularitate, nici de cum esența uh, credinței sau esența domatică. Cea, uh, cea intrinsecă este religia ca scop. Adică este trăirea autentică a religiei uh, uh, pe care ai asumat-o. Este o sumare sinceră a religiei. Acum, de ce vă spun lucrul acestea? pentru că mai multe studii au găsit diferențe semnificative între nivelele de anxietate sau frică de moarte în funcție de acest tip de religiozitate. Și anume cei cu nivele crescute de religiozitate extrinsecă aveau valori foarte crescute de frică de moarte. Cei cu intrinsecă nivele scăzute. Și atenție încă ceva. Cei cu nivele foarte crescute de religiozitate Aici chiar un review din uh, 2018, da. Uh, cei care aveau valori crescute a religiei intrinsece și cei foarte non-religioși, atei înfocați și unii și alții aveau nivele scăzute de anxietate față de moarte. Acum, care e mesajul aici? Adică, Domnul atunci, ori ești religios, ori ești ateu, ori scăpat de lucrul ăsta. Atenție foarte mare la mesajul aici teologic, știți? S să ne ferim de căldicei. A, știți tezele și din Apocalipsă și din alte contexte în acest, acest sens, pentru că a, cei cu valori, iarăși medii, au dau multe rezultate controversate. Atunci este preferabil să fii rezultate intrinsecă sau non religios, dar puternic ancorat, ca să ai și protecția a, a aceasta. Acum, ultima sub temă înainte de concluzii, ca să vă dau un reper așa, că știu că v-am îngrozit deja cât am încercat să vă zic, dar nu pot să spun asta pentru că am vorbit adinea că virgulă, conceptualizarea fundamentează strategiile de intervenție și mă îndoiesc că nu vă interesează câte ceva despre cum intervii, ei bine, sunt mai multe strategii. Unele sunt psihologice, le zic pe scurt, de a interveni ca să reduci sau să elimini această anxietate. Altele, sigur, sunt cele psihologice. Acum, tot pe zona asta merge de cognitiv comportamentală. Sunt tehnici de relaxare musculară, tehnici de relaxare <coughs> mentală, control respirații, tehnici de imagerie, dar foarte importante sunt tehnicile de expunere. Adică acea expunere la situații sau la evenimente relaționate cu moartea. De la a îți propune să scrii în detaliu tot ce a însemnat moartea cuiva apropiat, de când a pus diagnosticul de boală letală, procesul în sine, momentul morții, trăirile tale, să descrii, vă, vă, sperie poate, dar e o tehnică care își arată utilitate foarte înaltă. Sau să-ți imaginezi propriile funerarii, ce domnule, ăștia nebun, nebuni, se Să-ți imaginezi propriile funerarii, și iarăși să le scrii pe RT. Eu, Acum, deși unde am găsit multe tale despre aceste tehnici folosite în ultima vreme foarte des, n-am găsit altceva care mă mire, pentru că tehnica asta de mult, adică să explice de ce are acest, acest lucru valență. Se numește o te tehnică de prin anii 80-90, se numește Expressing Writing, adică scrierea expresivă. Pen Baker este un mare psiholog care a arătat că poți scăpa, scăpa de tirania unor frici, unor anxietăți, unor emoții neplăcute, depre... Am uitat tot încolo nu? am uitat de deși poți scăpa de. e o cutumă. de tirania unor suferiți acest gen dacă periodic scrii despre propria experiență. Adică faptul că pui în afara ta experiența personală. De multe ori nu ai nevoie de terapeut de îți să spui vaine, ai nevoie de hârtie și să scrii, adică să fie ceva în afara ta, îl pui, te și privești din afară. Este un lucru foarte, foarte important și pe această paradigma lui Pen Baker se bazează ceea ce înseamnă această expunere. Sau citești zilnic încep cu funeralele din ziar. Ba mai mult spun autorii, cauți decese a o persoane de o vârstă cu tine. Și poți continua foarte mult. Să știți că, deși sună în fie, fie, fie cășător, e o tehnică comportamentală de scufundare, flooding sau flooding, acum depinde, un englez spun că flooding, flooding, așa, scufundare înseamnă, te imersezi, hai să zicem așa, în această realitate a experienței traumatice pentru a face un fel de desensibilizare. Și noi am făcut în COVID chestia asta. Gândiți vă la alți oameni în care au murit sute și, și mii, mii de oameni, ce scufundare au făcut. Și cât de mult greșim noi uneori când vedem că aceștia și-au redus numai frica de moarte. Ceva care noi blamăm, și a redus compasiunea. E o temă care poate a discuția asta, a astăzi, pentru că am avut un dialog astăzi pe tema compasiunii și a paradoxului compasiunii, dar să vă gândiți la lucrul acesta. Unii ori blamăm pe ceilalți care ajută pe suferinți că nu au suficientă compasiune sau empatie. Și greșim, de multe ori greșim, că nu lecturăm corect. Deci asta înseamnă că tehnici de acest gen cognitive, imagerie mentală, v-am spus, sau ceea ce numim noi în psihologia aceasta de tip cognitiv-comportamental, restructurări cognitive, un fel de reformatare mentală. Dăm reset mental, să spun așa, în termeni digitali. O resetare mentală. Dar nu se face așa cu un buton, switch on, switch off. Este o tehnică complexă, cu etape, cu strategii, cu stiluri. Apropo de stiluri, că aici putea vorbi foarte mult, îmi place partea asta, nu să intru. Un stil care este recomandat este acela de, în engleză este self-disclosure sau autodezvăluirea. Eu sunt fan a acestui stil de terapie, sunt multe stiluri în terapie. Stilul socratice, cu interogații, de fapt, tot întrebi pe client și el găsește soluțiile singur? Da, e o dibăcie cum pui întrebarea. Stilul didactic, aproape ca la școală, îl înveți a terapiei și, printre altele, este stilul, stilul acesta de tip autodezvăluire, care unii nu-l preferă, se tem de el, dar care și sparge niște prejudecăți. Ce înseamnă asta? Că trebuie să începi prin a spune că și tu treci pe aceleași tipuri de stări ca și clientul tău. Că și tu ai frică de moarte. Și asta a început să se grăbească de tot atunci. Ce, domnule, unde am venit? Adică, dacă și matale. Ba, este un film celebru, nu mi-aduc aminte de numirea filmului din pe anii 80-90, în care așa era filmul în jurul unei diade consilier sau terapeut client și problemele terapeutului au mai severe decât ale clientului. Până la finalul filmului, clientul devine terapeutul. Știți? Și uneori poți să, să te expui la asemenea situație în care, zice, dacă așa mare probleme, zice, am greșit, m-am uitat bine afară. Dar aici este, să știți că este un mare avantaj. Până la un moment dat. Adică, abordarea asta este extrem de eficientă. Dacă o faci cu clienții tăi, pentru că devii mult mai credibil, zice, bă nene, am venit la cineva care mai bine decât el nu poate să mă înțeleagă altcineva, că și el trăiește ce trăiesc eu. Dar atenție, dacă eu continu și spun că eu și eu sunt depresiv, că sunt anxios, că am și... și nu mă opresc și spun, da, știu ce înseamnă asta și perioadele experienției, dar atenție, eu am învățat și strategiile de a le controla. Adică nu le las să se cronicizeze. Nu sunt imun la ele. Păi și mod, medicii fac COVID. Deci, ca să, și noi trăim experiențe de tip anxios, depresiv, multe, multe disfuncții acest gen, dar trebuie să arăți lui că ai și strategia. E ca și în grupul alcoolicilor anonimi. Ești mult mai credibil dacă ești din interior, cu sfatul, decât de, de afară. Asta este, dacă vreți, ce înseamnă abordarea. Seminare și în religie, și o să scurtez, și aici sunt multe practici religioase care sunt extrem de, de eficiente. Practicile acestea, nu știți, nu am făcut analogia aceasta, practicile diferitelor confesiuni, religii, care au o anumită cadență, păi sunt adevărate sesiuni terapeutice, bine programate, mai bine puse în agenda decât în agenda noastră. Eu așa-și aș invita pe mulți să înțeleagă cei care sunt practicani religioși, pentru că nu are nicio relevanță. Ne, ne facem distinție în terapie între terapia adresată clientului non-religios, non-practicant sau religios declarativ, extrinsec. Și celui intrinsec, diferența e foarte mare, colosală chiar. Deci așa, să fim atenți la aceste aspecte și să înțeleagă că sunt uh, practici de acest gen și cele religioase au un efect extraordinar. Aici am dat câteva exemple, nu mai intru în amănunte. Și aici am vorbim de expunere. Cândva am fost la o conferință și am văzut o lucrare extraordinară, de mult, bine că am aflat mai mult despre aceste aspecte, o lectură psihologică a tuturor ritualurilor funerare. Nici nu vă închipuiți câtă saturație psihologică este într-un ritual funerar. De la consilierea moribundului la ceea ce faci din momentul când a murit. Și până când trec, cum în religii, confesiuni, o zi, trei zile, săptămână, 40 de zile, toate rugăciunile și toate comportamentele care le faci tu, ce valență psihologică, sanogenă au, nici nu mă închipuiți. Și n-a fost nevoie de o psihologie științifică să scopere lucrul acesta. Că sunt de sute și de mii de ani. La asta m-aș referi, sau la caritate și altruism ca tehnici comportamentale, nu știu că ne-am pus acolo, ne-am pus acolo, la filantropie și aici sunt studii ultima vreme neuropsiologice fantastice, am găsit studii extraordinare vis-a-vis -vis de filantropie, dacă țieți minte, mă întrebați, vă spun la întrebări, ca să mai stau pe dar e, un suport științific sau empiric extraordinar pentru ce înseamnă o filantropie autentică, onestă, non-ipocrită, nu socială, nu publică, criptată, și ce înseamnă cealaltă? Până la nivel de diferențe psihologice și neuropsihologice se reflectă. Apropo de extrinsec, aș merge mai să spun aici că această e, similaritate a procedurilor psihologice cu cele religioase fac compatibile cele două tipuri de abordare și chiar mai mult recomandă această compatibilitate cu o condiție, care o spun de foarte multe ori și este foarte importantă. Această compatibilitate între abordarea științifică, psihologică, medicală, sau care ar fi ea, și cea teologică, religioasă, are ca prerechizită, ca precondiție, o compatibilitate, nu identitate, o compatibilitate a modelelor antropologice din spatele lor. Adică dacă eu vin cu un angajament din știință care se bazează pe un model antropologic contrar celui creștin, în cazul dumneavoastră, majorității noastre, da? atunci din start sunt perdant. N-are rost să fac lucrul ăsta. N-are rost să încerc să-mi să plătesc psihologică cu cea religioasă ca să dau ceea ce înseamnă consilierea pastorală. N-are rost. Adică mă amăgesc. Asta ar fi o condiție. Urma o temă care o sar cu totul, care mi-e dragă mie, dar o sar cu totul și vă spun concluziile ca să nu mă blăstăm alt de tot în seara de duminică. Frica, frica, de moarte se ascunde în spatele, e concluzie vis a -vis de partea a doua, se ascunde în spatele tuturor fricilor, fobiilor pe care le trăim. Ia asta în spate. Uitați-vă, ne spun că ne frică de păianjă ne frică de înălțime, de spații restrânse. Nu adevărat. Ți e adevărat. Ți-e frică de probabilitatea ca în acel context să mori. dintr o mușcătură de păianjă, din faptul că de pe un munte poți să cazi. Deci fricile tale acestea cu obiect concret ascund distal sau proxim frica de moarte. Aia e frica noastră adevărată. Acestea sunt așa simboluri, dacă vreți, ale acesteia. Frica de moarte este produsul minții noastre, ca atare suntem direct responsabili de consecințele ei și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri. Două lucruri. Odată că noi cauzăm disfuncția, inclusiv frica de moarte, și doi, dacă o cauzăm, suntem și responsabili. Vă zice, păi da, e normal, nu e normal. De deci, ce mai multe ori avem o problemă, noi delegăm responsabilitatea. Exemplu cel mai clar este la cu furia. În toate expresiile cotidiene spune, nu mă furia, stai loc, mă furie. Tot ca și cum celălalt e furie. Nu e adevărat. Ăla pot să crape, să, să, ți facă buru-buru. Ce vrea el? Tu te înfuri singur. Nu te înfurie el. Uitați-vă la unii cu câtă uh, indiferență uh, coabitează cu oameni care fac fel și fel de lucruri pe care, care deranjează pe ceilalți. Nu, ideea este că mintea noastră este cea care dând inferențe, apoi dând evaluări de tipul nu trebuie să faci asta, e cumplit că faci asta, nu suport lucrul ăsta, sunt un netot că nu te pot controla, așa mai departe, de aceea mă înfurii. -mi deci mintea mea cauzează. Ca tare, doi, să-mi asum și consecințele. Să nu deleg pe altcineva. Să spun că mi-a distrus viața înfurindu-mă frecvent. M-am înfuriat singur. Și ultima uh, concluzie, care de altfel a fost și uh, mesajul din, dinainte de concluzie, compatibilizarea aceasta a practicei terapeutice ale psihologiei cu cele ale religiei este condiționată de de Compatibilitatea, uh, compatibilitatea uh, modelului antropologice și, în continuare, ea este nu numai benefică, e recomandată în cazul în care un psiolog lucrează cu clienți, cu persoane religioase intrinsec sau practicant religioase. În acest caz. În alt caz, nu. Nu e recomandat, ba chiar e ineficientă, ba chiar poate să interfereze, chiar poate să scadă din eficacitatea aceste intervenții. Și pentru că știu că am fost, după fețele noastre, extrem de bo... de la boring. Uh, vă spun o poveste drăguță așa, de obicei îmi pregătesc ceva în coadă, asta l am găsit-o repede, poate că o spun prost, dar ideea a plăcut, e foarte simplă, dar sumarizează ceva vis-a-vis -vis de ce înseamnă restructurarea noastră de-a lungul otogenezei. Reistorarea minții noastre care ne poate face ca într-un fel să trăim frica când suntem copii, în altfel că suntem adolescenți, în altfel că suntem adulți și în altfel că suntem bătrâni, nu numai isteți și înțelepți. Și mai cu seamă condensează pe de-o parte o perspectivă psihologică, îngemănând o cu cea teologică. Povestea că o știți, că eu am găsit-o aseară, am regăsit-o, o știam mai demult, dar mă adică dacă tot am, -am găsit-o, uh, haideți să vă uh, răspune în, 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 încheiere. O femeie în vârstă este în ultimele echipe ale vieții ei, este într-un spital, fac o paranteză aici, una din marile pierderi așa moderne este că ne-a ne privat, ne-a anulat caracterul privat al morții. Știți la ce mă refer? La cei oameni care aproape că te imploră pe tine ca copil, mamă dragă, du-mă acasă să mor în patul meu. Nici nu știi ce suferințe pentru cei care mor la spital sau într-un ospiciu sau într-un centru, cât ar fi de protejați. Nici nu știți cât de important este psihologic bă, bă, pentru un om această cerință, care de multe ori copiii o ignoră și zic că știe mai bine, ca atunci când, cum spune unul, Doamne, când simțiți că mă duc, duceți-mă acasă în patul meu, chiar de ultima zi. Modelele moderne ne-au privat de acest aspect. Îmi vine minte asta, așa că asta a fost o paranteză, mă vite brusc în minte, pentru că așa începe povestea, un preot, sau pot să zic asta, un pastor, ce zic voastră, merge la căpătâiul acestei bătâne în spital, știind de la medici că sunt ultimele clipe. Merge să-i facă o consiliere, poate să meargă să o susține, să-i dea un suport, să facă o rugăciune împreună. Merge așa cum trebuie să meargă o persoană, cum este preotul sau pastorul, când are această responsabilitate asumată de a consilia, de a fi suport pentru ceilalți. Și bătrâna spune, foarte senină, o găsește, iar e contrariat, o găsește cu o față senină, știi, de multe ori merge așa, parcă cu temeri, cu îndoiel, cum găsește omul, cât de fricoșat este. Și zice, Părinte, am avut o viață foarte frumoasă. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru frumusețea vieții pe care am avut-o eu. Simt că mă duc. Nici nu lasă pe preu să-i să dea suport, să-o mângâie, să, o mânghe, să o aline, să-i dea strategii de coping spre noi, nu. Îi oferă ea și zice, am o singură dorință. Ce da, lede, nu știu cum, floare. Zice, mi-aș dori că atunci când mor și voi fi puse pe catafac, în mână să mi se pună o linguriță. Contrariat preotul, o linguriță. Dar de ce, măicuță? Zice, mie mi-au fost tare dragi mesele acestea din parohie puteți spune cinele, că și asta aveți aminte cum puteți evanghelice, știu cu cina, cinea cea de taine literată, agapele, dacă aveți sensul ăsta, cred că cel mai curat agapă înseamnă masă frățească. Ce mi-a fost tare drag aceste agape, aceste cine în parohie și fac încă o de aici, mi au fost iar dragi, văd că în România sunt mai puține, poate aminte cum puteți să le faceți, le faceți, dar am văzut în diaspora americană și chiar europeană o reiterare a acestor agape după slujba de duminică, fantastice, în sensul lor original. Cineva și asumă o masă pentru toți care vin acolo, undeva în subsolul bisericii. Ei e zice, a fost tare dragi. Ce de mic, că până a devenit mare, totdeauna când mergeam la aceste agape, căutam, aveam așa un tremur, o neliniște, o încordare, până ajungeam la masa locul meu. De ce, mai cuță? Ca să văd dacă există lângă farfurie lingurița. Ce, de ce? Pentru că știam atunci că la final va fi o prășitură sau înghețată. Adică ce mai bun? Și bine, măcuță, dar de ce să pun lingurița când ai murit? Pentru că acum am înțeles, în contextul acesta e limpede. De Pentru că dacă vă avea mână, cu toții părinte, cu toții vor întreba, de ce și-au pus baba asta lingurița în mână? Cine i-a pus lingurița? Iar dumneata vei fi acolo și le vei spune. Pentru că vreau să le transmit lor că ceea ce e bun de abia de acum încolo începe. E un mesaj extrem de sanogen, să știți. Asta este quintesența unei restructurări cognitive de-a lungul vieții pentru cum să percepe întrecerea dintr-o viață pământeană într-o viață veșnică. Asta este, e o ancoră, desigur, aici sunt foarte multe metafore cu linguița, ce lingurița, nu contează acest lucru. E, sunt multe metafore aici, dar e mesajul acesta care trebuie dat și simbolic și explicit tuturor, pentru a strat. De ce? Pentru că vă spuneam, și psihologia contemporană a arătat, sunt multe studii care au arătat că în cazul în care persoanele cred, au încredere mare în înviere și în viața de după viața aceasta, nivelele de frică de moarte sunt scăzute și foarte scăzute. Și sunt multe studii, repet, psihologice în acest sens. O reconstruare puternică a psihologiei vis-a-vis -vis de perspectiva teologică milenară și atât cum bătrân aceasta, cu un mesaj simplu, așa drăgălaș, condensează, face sinteza a ceea ce înseamnă o terapie, o consiliere, o restructurare cognitivă, o metanoia, spun eu în grecesc original, o noire a minții de care avem nevoie cu toți și care, repet, exprimă întregul excurs. Ce înseamnă a muri în păcat, liniștit, știind că, de fapt, frumosul, binele, abia începe, dând mesaj și altora în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult că ați rezistat acestei acestui bombardament de termenii deficit sau nu, m-am extins, că mai mult decât trebuia, am zis că pun ceasul, dar nu l-am pus. N-au fost cartonașe și așa, că nu e vina mea, de și eu răspunderea către ceilalți. Mulțumesc! Am primit multe întrebări de la voi. Vom încerca în timpul care ne-a mai rămas să răspundem la câteva dintre ele, dar nu promitem că vom reuși să răspundem la toate. Și aș începe cu o întrebare legată de frică în general. A fost și întrebarea cea mai votată pe platforma asta de Slido. Terapia este necesară doar când situația este critică sau ar trebui să fie făcută ca prevenție, ca o igienă emoțională periodică? dar răspunsul este în întrebare în parțial, e recomandabil a fi făcută și preventiv. Vă spuneam atât în abordare psihologică, dar și cea teologică, experiențele noastre, hai să luăm invers, să din teologie, merg invers acum, ritualice, de cult, cu o mită frecvență, au aceste valențe, în primul rând, profilactice. Faptul că cei, și sper că din sală, indiferent de religie, că, ce religie, religia, cred că ajutarea este creștină, confesiunile sunt diferite, cu siguranță în sală, indiferent de confesiune, cred că se dacă cu mine, cât de importante sunt ritualurile aferente fiecărei uh, confesiuni și dacă intri în ceea ce înseamnă practicarea lor, pentru că au o valență profilactică fantastică, de dorit este. Nu deci, și spune ca și medicină, Preferabil să previi ceva și în termen de eficiență, și în termen de costuri. În orice, în orice abordare, e preferabil e să previi decât să stai până să instalează și apoi să încerci să corectezi. Timpul extins și cu cât e mai severă șansa de recuperare completă, scad. Oricare ar fi disfuncția, în particular și frica. O întrebare foarte interesantă, care văd că a urcat rapid în top. Câteodată sunt pe balcon. Mă întreb dacă aș sări. Nu consider că aș face o vreodată, fiind creștin, dar mă întreb de ce am astfel de gânduri. Da. Nu, am zis un da, așa, pentru că, de regulă, acestea sunt cele mai delicate aspecte când apar tendințe suicidare, Spre așa, noi, pe pensiuni. Uh. Așa am zis un da și pentru cu felul că a fost luată întrebarea. Uneori noi trebuie să verificăm dacă ceea ce înseamnă această tendință, propensiune sau exprimare vocală a unui posibil suicid este intenția curată sau este o, ne spunem, șantaj emoțional adresat cuiva, fie celor de apropiere, fie terapeutului. Dar să răspund și la întrebarea asta, pentru că nu cred că nu e una sinceră. Uh... E adevărat pentru că în momentele de maximă incontrolabilitate, acesta ne este sentimentul. Adică atât de mare ne este presiunea asupra noastră a acelei moment de incontrolabilitate. Simți că nu poți controla situația, încât preferi să te sustragi ei. Hai să fiu și mai clar. Din păcate, trebuie vă răspund un pic și în întrebarea asta, să vedeți că nu numai în cazul acesta cu suicidul, noi de foarte multe ori facem asemenea sus. Suicidul, sau de suicid, este forma extremă de a fi defensiv, iertați-mă. Și e îți curajos să vezi dacă vrei, mă arunc de balcon. nu e curaj. E dovada cea mai clară de lașitate, iertați-mă. Nu mai zic în termen... Uh, dator uh, Nu mai zic în termen de... Nu mai zic în termen uh, a lecturii religioase cât de greșit este asta da, teologic, să-mi iau viața. Dar merg în termen ceilalți. nu suntem ultra-defensivi. Uitați-vă, sunt sute, mii, milioane de persoane care suferă de una, două sau trei fobii. Nu cred că e ce să aibă o fobie, în forma care o are. Și vă garantez și puteți să-mi confirmați mie că puțin din cei ce aveți cel puțin o fobie, ați apelat la psiholog sau la psiatru. E adevărat sau nu? Și știți de ce? Pentru că comportamentul cel mai frecvent este evitarea. Înveți cum să eviți. Dacă știi că ai frică de o realitate, de înălțime, de păianje, de spații întunecoase, de spații restrânse, etc., eviți confruntarea cu ele. Dar te păcălești. Asta e cea mai mare păcăleală. Pentru că, cu cât evităm mai mult ceva, cu atât în mintea noastră crește convingerea că acel ceva este extrem de periculos. Din ce ce Vezi? sigur e fricolos, de aceea mă feresc de el. Și mintea merge într-o circularitate care la un moment dat te duce la imposibilitatea de a face față când, într-o zi, nu mai poți evita. Putem evita des multe lucruri, dar vine ziua în care acel context numim noi fobogen. Nu poți să mai eviți. Și deci, atunci crăpi, iertați-mă expresia, numai pentru că nu te-ai antrenat, nu te a desensibilizat. Uh, Tăința de suicidare, dacă vreți, este expresia acestei uh, inabilități a ta de a face față. Vrei să te sustragi de tot, nu numai că eviți confruntarea, vrei să te închizi complet. Spune-mi, moartea, va fi liniștea după moarte, știți în minte, crezând că nu mai ai nicio provocare. Eu zic, acum, tine, nu vreau să ni să pe să știți că experimentele astea sunt foarte delicate. Noi când lucrăm cu clienți care dovedesc, fie că le spun în ședință, fie că le comunică indirect, pe telefon, pe e-mail, aceste comportamente, ideații, suicidare, suntem foarte atenți. De regulă, etic vorbind, momentele acelea Facem tandemul și cu medicul psihiatru, că uneori e nevoie de intervenție medicamentoasă pentru a reduce intensitatea emoțiilor trăite, care, desigur, conduc și la această tendință suicidară, și apoi poți continua terapia. Uneori nici nu poți, nu poți să faci terapie dacă ei trăiesc atât de intens disfuncția. Eu deci nu știu care. e clar. Un dialog terapeutic se poate face cu nivel mediu, mediu superior de activare când tu ești în pragul. Într-o într-o într fază acută, intensă, a unei disfuncții, nu poți să ai un dialog terapeutic eficient cu, cu persoana. De aceea, e bine să intervii uh, 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 reducând intensitatea emoției, distresului sau disconfortul subiectiv care îl îndeamnă la acest act, în particular suicidar. O ultimă întrebare legată de frici, la modul general, după care vom trece la cele legate da. de frica de moarte. Care sunt câteva practici personale pe care le putem utiliza în gestionarea corectă a fricilor? Sunt foarte multe practici, dar acum să vă spun ceva. Toate practicile care le face sub supervizarea psihologului, consilierului, psihoterapeutului, sunt de fapt practici personale, nu ale lui, ale ei. Adică, logica ori intervenției este. Să vă spun și mai, mai concret: toți avem câte o problemă. Două, trei. Unii găsim, cum spuneam, nu numai teoria explicativă și soluțiile. Unii pune soluțiile în practică și ele sunt foarte eficiente și veci nu vom merge la psiholog, psiatru să cerem ajutor. Găsim singur soluții cele eficiente. A doua categorie. Avem explicația, avem soluțiile, dar le punem bune, dar le punem prost în practică și eșuăm cu ele. Observăm că sunt din ce în ce mai rău. Atunci vii la psiholog să-ți soluția. Sau ai, uh, ai soluția proastă în sine, și o pui în practică. Deci fie că e bună, și o pui în practică prost. Când vii la, la psiholog, psihologul îți verifică tehnice că le-ai adoptat îți validează pe cele corecte sau invalidează pe cele incorecte și mai departe te supervizează să continui, să pui în practică ceea ce tu ai descoperit fie singur acasă, fie în consiliere. Dar la psihologie nu e o ședință nu știu, de magie, nu e guru, nu nu scâmpuri, nu crezi cumva nici din mâini, nici din picioare, chiar dacă suntem de pe mai un pic pe orez și glumesc, dar nu, să nu plecă cu, ideea aceasta că dele cu totul. Am venit aici, a plătesc, dar mai încolo răspuns de mine. Nu. No. Noi suntem mai degrabă niște coach, niște supervizori, noi ghidăm pe celălalt, el este direct responsabil. Deci ăsta e primul răspuns, totul este personal. Acum, unele sunt foarte intuitive și trebuie puse în practică, așa cum spuneam, ca un canon, ca o rânduială de viață. Mi-e place expresia asta, care e din spațiu teologii, religios. Ca o rânduială de viață, care sute de ani a fost exersată. Asta înseamnă în unele sunt intuitive. Și acum, pentru că aici am mulți sunt destul și ancorați într-o viață religioasă, nu știu câți, nu contează, e bine să faci și ceilalți, dar dacă aveți o practică religioasă, în sensul, nu știu, a rugăciunii, a meditației, a rămânei cu noastră ceva, valorificați superior aceste lucruri, pentru că ele au în ele încapsulate foarte multe tehnici de reducere a fricilor, a anxietății. Eu știu chiar tehnici particulare care pot fi exersate chiar în forma lor autentică religioasă și le pot face anatomia și fiziologia psihologică. Cât din tehnica aceea se spune au practică unei rugăciuni, e intervenție cognitivă, cât e comportamentală, cât e comportamentală și veți vedea că ceea ce noi spunem că sunt tehnici relativ recente în psihologie, au sute și mii de ani vechime. Și le-au pus lumea, apropo de practici personale, eu zic că cei care sunteți înăuntru unei biserici, în sensul larg, unei confesiuni și și practicanți, sunteți în mai mare avantaj decât cei ce nu sunt. Este punctul meu de vedere. Adică oferta bisericii în tehnici remediale, preventiv remediale, e foarte mare. Dar, repet, nu cei declarați ca aparținând unei religii, confesiuni, etc., ci cei ce practică la un nivel mediu, mediu superior, ceea ce uh, biserica, confesiunea îi recomandă și ceea ce a fost exersat, titrat, verificat de multe ori. Da. Aceste practici sunt extrem de recomandabile. Unii ori nici nu trebuie să-i eu altceva. Chiar să încheie, că am spus foarte puțin. De cele mai multe ori, clienții vin la noi, dată spus, au o teorie, au, uh, 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 privind cauzele, au și o soluție și vin să le se valideze soluțiile. Le e frică să le aplice. Ele sunt foarte bune. Și am avut clienți care au spus, dom'le, tot ce spuneau era extraordinar, nici nu aveam ce să mai zic. Și zic, dom'le, da știi. Da, dar nu le-am pus în practică. Mi-a fost frică. Adică vin doar să capete o validare externă, credibilă. Nimic altceva. E o prostie să-i propui altceva, dacă vezi că soluția lui personală o are, doar că avea nevoie de o certificare. Da, ceea ce vrei să faci e corect. Fă-o. Există vreo legătură directă între religiozitate și intensitatea fricii de moarte? Poate fi mai blândă frica pentru un credincios în comparație cu un da, ateu? Da, opa. Exact ce am spus din ea, orică, acele studii făcute, metanalize largi în ultimii 2-3 ani pe intrinsec, extrinsec, și am spus, intrinsecul este într-un avantaj foarte, foarte, mare, neechivoc, față de extrinsec, în ceea ce înseamnă frica față de moarte. Sau frica de moarte. Cum se explică curajul și siguranța unei vieți mai bune în confruntarea cu moartea a unor personaje biblice, de exemplu Ștefan, Petru, Pavel, în contrast cu tema fricii? <coughs> Spuneam la un moment dat că dacă e să lecturăm conceptualizarea religioasă, care, de care afirmam că este într-o altă compatibilitate cu cea psihologică, elementul central era cel al credinței. Am spus, slava noastră credință, credința puternică. Am a, era acolo o tebă la un moment dat și am spus că mie e dragă, dar nu am vrut să discut. Transcederea fricii să numea tema, era pe slide și n-am dezvoltat-o. Sunt situații în care diferite persoane au fost în contexte limite, în care și-au dat seama că de acolo nu vor mai ieși în viață. Și deși această certitudine o aveau mai toți cei aflați acolo, unii chiar și-au găsit sfârșitul mult mai repede decât firesc ar fi venit, pe când alții au supraviețuit evenimentului și l-au depășit, pentru că și-au consolidat credința religioasă, puternică, în ce? În Transcederea fricii ține de credință, nu ține de o tehnică. Sunt, eu spuneam, acum, exemplu care vine mie în minte, poate la voastră mulți din sala este puțin relevant. Spun asta fără să vă jignesc, mă cu seamă, mă refer la cei mai tineri, pentru că am avut experiența experiență aceasta ultimii ani, când am mai vorbit de ceva, deși eu am studiat mult fenomenul acesta și capsiolog, și în urmă capsiolog și privat, al detenției politice românești, iar pentru tineri e ceva care a fost acum 200 de ani, cam așa văd eu sală, studenții când le spun asta, se uită la mine și am încetat să mai spun chestia asta, pentru că m-am dat seama că monologhez. Dar uh, mulți din cei care au avut uh, această experiență au biruit pentru că au reușit această transcendere a fricii. Și am, am intervievat foarte multe persoane supraviețitoare ale fenomenului și ei au spus, și au, uh, ei au mărturisit cum tineri, bine echipați, fizic vorbind, au intrat acolo și s-au sfârșit în câteva luni, pentru că au intrat și au rămas până cele 3-4 luni de detenție cu o înverșunare a răzbunării, cu așteptând fiecare moment să iasă să răzbune. Pe când cei ce au supraviețuit au spus, de aici noi nu mai ieșim vii. Au acceptat moartea, au acceptat moartea și ce entrarea lor a fost pe învierea de după moartea aceasta. s-a ancorat. Și au reușit această transcedere pentru că pot să dau exemple multiple dacă vezi din Nou Testament. Hai să ne gândim la uh, apostolii care s-au ascuns după moartea pe crucea Mântuitorului, da? Nu s-au ascuns de frică, ci din prea puțină lor credință. Nu aveau credință, nu credeau că El va învia. Hai să vă uitați la apostolul uh, Petru când e invitat de mântuitorul să calce pe mare și apoi la un moment dat se scufundă, nu de frică, și din prea puțin lui credință. I-a scăzut credința. Și mai departe. Deci, cu alte cuvinte, putem analiza foarte multe situații în care slăbirea credinței i-a amplificat disfuncția. Și acesta este răspunsul meu la, la întrebarea noastră. Elementul central aici este unei credințe autentice. Crezi în înviere cu adevărat, aducea, crezi cu adevărat că și tu vei fi beneficiarul, beneficiarul pardon, acelei învieri. Dar dacă crezi cu adevărat, dacă nu ai cum să scapi de frică, dacă te îndoi, apropo de, 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 de Antonie Blum, dacă mai e un pic de îndoială, îndoiala aia mică, mare cât e ea, îți cauzează frica. Mică sau mare? Că întrebarea era și cât de intensă este. Dacă acea îndoială dispare, ei, acest apostol Ștefan spune, văd cerurile deschizându-se, adică el deja trăia într-o altă realitate. El trăia deja, deși încă în viața aceasta, într-o altă dimensiune. Ca să dau exemplu chiar pe, pe, pe cel invocat de dumneavoastră aici cu, cu apostolul Ștefan, nu că era, nu? Da. era episodul Ștefan. acela al uciderii cu pietre. Da? Gândiți-vă la mărturisirea lui, este limpede faptul că nici nu mai simțea nici o suferință fizică, pentru că el deja trăia în cealaltă dimensiune. Știți cum mi-e îmi place, foarte am auzit de credință, mi-e place una din cele mai simple, iertați în cuvântul simplu, că nu e potrivit simplu, dar simple ca și formulare, definiții. Sunt sute de definiții ale credinței. Toți dăm definiții ce e credința, până spune așa e credința, cum eu cred. Bun, toate fa în fazele astea. În evrei, 11 cu 1, Credința este definită foarte limpede ființarea celor nădăjduite. Simplu de tot, dar este extraordinar. Adică când ceea ce tu nădăjduiești sau ceri, ești fer convins că deja e realitate. Nu că se va învătui, deja e realitate. Așa și aici. Acelea sunt persoanele care când au o practică legioasă, când se roagă, când își exprimă, ritual, a lor personal, credința o manifestă în felul acesta. Nu ai cum să ai fie frică de moarte. De ce să tem de ea? Ca și bunica aceasta, știa că de acolo începe frumosul. Ea poate de ani de zile aștepta clipa aceasta. De-abia aștepta să vină momentul în care să fie sfârșitul cu lingurița. Metaforii vorbim, da? A așa, nu vreau să mă, mă întind, dar asta e răspunsul care îl pot da. Cum abordăm frica morții celor dragi? Gândul morții personale nu ne înspăimântă, dar frica morții unei persoane dragi ne produce o profundă neliniște. Da, de altfel sunt, să știți că nu am făcut aceste, m-am spus, foarte multe modalități de a deosebi frica de moarte. E frica de moartea ta, e frica de a fi separat de cei dragi, că și acest exemplu, tot din frica față de, de moarte, sau în raport cu moartea este aceeași, aceeași încadrare, dar este aici un paradox. Și-am avut chiar un client, acum vreo 10 ani, cu această temă, mă rog, nu așa exprimată. N-aș vrea să vă confuzez sau să vă zmintesc, cum ar fi o expresie de asta religioasă în ceea ce spun eu acum. Dar de foarte multe ori în ceea ce spunem noi și-ar părea să zic că este o expresie, o uh, exprimare extrem de dezirabilă, social, nu e tocmai așa de cele mai multe ori. Adică, chiar dacă cineva spune că mi-e frică în primul rând de faptul că mă despar, că îl pierd pe celălalt și avea impresia că este extrem, iertați-mă, de altruist în abordarea aceea, și acolo este o notă mare de egoism. Și cazul ăsta care l-am avut eu era unui domn foarte educat, era unul din clienții care îl invoc la studenți în față când spune aveți grijă, puteți avea niște clienți atât de pregătiți încât o să vă umilească câtă psihologie știu. Orice carte citam, citam, nu citeam, o știa, în o mână, în engleză, era foarte mult, omul fost sediat în nu companii, și de revoluție și după, era vânat de marile concerne internaționale, foarte sus omul, foarte educat, dar îi murise soția de în doi, un om foarte ancorat în practica profesională, dar extrem de inabilitat casnic, de dependent în totul de soție. Cred că și până la faptul că deschide gura, ridică mâna, spui pijama, să i Și nu vrea să mă ștezi, deci mă dat seama după câteva ședințe că asta era problema lui. El o ascundea în alte probleme. Că le... Asta era principalul lui problemă. Uh, nu, soția, pardon, soția era în prea Era cu boalele iertați-mă. Și avea o frică puternică aceasta, că o pierde și suferința lui, dar de fapt poate merge în genul acesta, anticipa inconștient, în mare măsură, la ce se va expune el când ea nu va mai fi. De aceea vreau să spun că, să fim foarte atenți aici cum interpretăm această frică, care are tot o componentă, iertați-mi că spun, egoistă. Asta este, vă spuneam chiar azi dimineață pe tema asta, și compasiunea unor atât de egoistă încât nu vă închipuiți. Avem note multe de, de, de egoism. Asta este, să zicem, partea rea din noi, care să o golim și că trebuie să o învățăm, să o curățim și trebuie să o exersăm de-a lungul vieții, cum să ne abordăm. Dar e adevărat, îți fici acestea, dar eu le-aș lectura mai întâi în acest sens, apoi noi de regulă, când vine ce spune o problemă de acest gen, încercăm să înțelegem în toată complexitatea ei, adică să vedem când apare acest tip de, de frică, de emoție, de teamă, ce gânduri își spune, pentru că numai așa afli cu adevărat ce generează acea frică. Dacă este chiar o teamă de a fi separat de celălalt, ca și cum ar fi o pierdere, hai să vă zic o poveste. Iar vă zic o poveste. Sau vă supără dacă mie îmi plac poveștile. Studenții știu asta, că o spun de foarte multe la un mit curs. Dar apropo de egoismul nostru, că poate așa mă credeți mai tare că suntem, că suntem foarte egoiști, din păcate. Și de moarte, și de egoism. Povestea lui Narcis, toată lumea știe. Era un tânăr, o scurtez început, un tânăr frumos, chipeș, atât de chip, încât se îndrăgostise de propriul său chip. Și mergea zilnic să-și admire frumusețea chipului său, unde? În, în luciu unei ape, unui lac din codru. Zilnic, la aceeași oră, mergea ritualic și a plecat fața asupra apei râului pentru a-și admira frumusețea. Într-o zi, neglijent și fascinat de propria frumusețe, alunecă în lac. Se A murit. Pe locul unde a murit Narcis, a crescut o floare, un Narcis. Povestea clasică. Și acum cum se continuă povestea? Au venit o adică zânele pădurii, și-au găsit în locul unui lac cu apă limpede, cristalină, minunat, așa cum o știau, un lac tulbure, un lac care plângea. Și întreabă zânele, de ce plânge lacule? Lacul oftă și apoi spuse, cum să nu plâng? Îl plâng pe Narcis. În zice, da, cum nu te-am înțelege noi? Vreau vrem să spunem că și noi în fiecare zi tânjam să-i vedem frumusețea atât de lăudată a chipului său. Dar nu aveam șansa asta. Doar tu, tu lacule, erai privilegiat zilnic să vezi frumusețea feței sale. Lacul oftă două doua ori și apoi întreb pusă întrebare. Era frumos Narcis? Contrariat, e zilele, zice, cum tu ne întrebi pe noi dacă Narcis era frumos? Cu toți știam că doar tu îi vedeai zilnic frumusețea aceasta. Oftă a trei ore la și apoi spus, îl plâng pe Narcis, dar niciodată n-am știut că Narcis era frumos. Îl plâng pe Narcis pentru că în fiecare zi, în fiecare dimineață, când venea și și-a plecat fața deasupra apei mele, era șansa mai extraordinară ca în lumina ochilor lui să-mi văd frumusețea mea. Cam asta e. Deci, suntem, vrând, nevrând, cu o notă mare de egoism și o ascundem în amabilități, în flore date iubitei soției. Iertați-mă, spar niște prejudecăți. De multe ori, știți. Uh, nu, nu mai merg mai departe. <laughs> o ultimă întrebare în seara asta. Există frică de moarte în sensul că. Nu înțelegem sau interiorizăm ce înseamnă să fii mort? Nu e frică de necunoscut, mai degrabă? Da, e frică de necunoscut și de aceea, ce spuneam, foarte important este în pregătirea asta pentru moarte să conștientizăm câteva lucruri. Că toți avem o finalitate, asta e primul lucru. Apoi, să știm ce înseamnă dincolo de această finalitate. Pentru cei ce nu acceptă o altă existență este un necunoscut. Și atunci este o frică de necunoscut, pentru că am spus-o în asta de foarte multe ori, cea mai mare frică noastră este vis-a-vis -vis de realitățile pe care nu le pot controla. Pe necunoscut asta înseamnă Necunoscutul înseamnă și ceva care este, între ghimele, foarte cunoscut, adică văd variabilele realității, dar nu pot să stabilez relațiile între variabile, cine le coordonează, cine le, le stăpânește, eu sau altă entitate. Necunoscutul, definit altfel, asta înseamnă. Nu trebuie să fie ceva neantu, ceva nedefinit, ceva că întuneric. Necunoscutul înseamnă uneori o, o, o realitate care o văd în toate părticele ei, poate foarte vie, dar pentru ea n-am o sintaxă, n-am niște reguli. Nu pot să o nu știu, să o stăpânesc. Și acesta este, este, pentru mine trăirea necunoscutului și mă înfricoșează cumplit lucrul acesta, pentru că setea noastră este pentru controlabilitate. Avem starea de bine, well-being, să folosește acum în engleză, starea de bine românește, bine aia în franceză, bla, bla, dar e mult mai vechi termenul de isihia. Isihia, asta înseamnă, grecescul clasic, care a luat în, 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 foarte multe alte excepțiuni și spațiu religios, și înseamnă mai mult decât well-being. Este starea aceea de bine, o pace în care ajungi, dar în pacea aceea ce a ajuns, dacă ea este predictibilă. Așa cum spuneam, pentru un om religios, credința puternică în vierea ta, asemenea în vierii lui Hristos, este o convingere extraordinară, de utilă, ca să nu te raportezi la necunoscut. Știi prea bine, ba știi prea bine, exact ca bătrâna aceasta. Știi că va începe binele și binele îl definești foarte bine. Iar necunoscutul înseamnă mediile incontrolabile, impredictibile. În afara cu întrulabilității mele. Vă mulțumim foarte frumos pentru seara aceasta. Vă mulțumim frumos pentru răspunsul la întrebări și pentru felul în care ne-ați îmbogățit și în seara asta. Vă mulțumim că ați avut răbdare, aproape două ore. În încheiere, aș vrea să menționez un citat pe care l-am găsit zilele trecute, scris de un scritor ceh, Milan Kundera, care zicea așa, să fii muritor... E una dintre experiențele umane de bază, și totuși omul nu a fost vreodată capabil să o accepte, să o înțeleagă și să se comporte în consecință. Omul nu știe să fie muritor. Și m-am întrebat oare de ce nu știe omul să fie muritor, dacă de atâtea mii de ani pot moare. Iar răspunsul creștinismului la întrebarea asta mi se pare Extrem de valoros, pentru că în Ecclesiastru spune: A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și așa cum a spus și domnul profesor, dacă există în viere și există în înseamnă că am speranță, am mai mult decât speranță, am nădejdea vieții viitoare și atunci moartea pentru mine nu mai este capăt de drum, nu mai este final, ci este o poartă înspre o altă lume sau așa cum spunea Sies Luis, este doar o înțepătură de țânțar. Vă doresc tuturor să descoperiți această putere incredibilă a învierii în viața voastră personală.